103 cu 4 Radio 7.ro Silviu Munteanu și prietenii săi revine la acest, în aceste vaste studiouri ale minunatului nostru radio. Suntem aici cu domnul Vlad Bolocan, unul din bunii mei prieteni și, cum să spun, vicisitudinile vieții m-au adus până într-acolo încât să devin o comisie de specialiști în am selecta persoanele cu care vreau să stau să beau un vin. Iar tu ești în, în top Mulțumesc N-am un top pus pe clasamente Dar am un ești întotdeauna un partener foarte bun Cu care aș împărți o bere Pentru frumos. că plec acasă și mai învăț câte ceva una peste, la mine. una peste alta Ne-am adunat aici Fix din inima distopiei Pe care o trăim Suntem ca Bătrânii a doi din Muppets <laughs> Știi cum îi cheamă? Statler și of. Așa și să comentăm și noi, să ne punem niște întrebări. Ce Dumnezeu se întâmplă în noua dezordine mondială? Primul lucru pe care aș vrea să-l vorbesc cu tine, pentru că ești născut, crescut și educat în Chișinău și ai trăit, ok, probabil puțin altfel decât noi, această, hai să-i zicem, distopie, îmi place mie cuvântul ăsta astăzi, a comunismului. În momentul de față, dincolo de pandemie, da, lăsăm deocamdată pandemia deoparte, avem acest cancel culture care vine peste noi, acest moment woke, unde aflu că pe aripile vântului este dintr-o dată un film cu probleme rasiste, aflu că uh, pianistul din momentul acela extraordinar din pisicile aristocrate uh, este un clișeu care poate fi interpretat drept rasist asiatic pentru că uh, cânta la pian cu cu bețișoare. Uh, Pepe Le este agresor sexual, practic ce vorbim noi. aici, ceea este că marile companii de filme și au angajat niște și au angajat niște comisii de cenzori. Știi cum era pe vremea lui Ceaușescu aici în anii 80 cel puțin, trupele de rock se duceau cu versurile, da, cred că tot estic da, da. se duceau cu versurile la comisia de cenzuri unde trebuia să faci frumos uh, mai știu pe surse că șerbam forță, ca să-i treacă niște versuri pentru Phoenix, da, băga niște versuri mult mai abrazive care știa, despre care știa că vor pica oricum, așa doar ca să doar ca să-i treacă alea pe care le vreau de, uh, avea acest skill, dezvoltase acest skill. Ție cum ți se pare în momentul ăsta? Încep cu o paranteză legat de ultimul lucru pe care l a zis un prieten care făcea regie la Chișinău, care a făcut regie la Chișinău, a fost coleg de liceu, povestea un lucru pe care îl făceau regizorii din URSS, puneau, bine, cred că l-au făcut unul sau doi, dar eu zic povestea, mitul urban, puneau la final de film regizor cut, la final o explozie de bombă atomică. Chit că filmul era despre dragoste, să zicem, până acolo, sau despre orice altceva. Și bineînțeles că comisia de censură zicea și cu explozia asta, gata, gata, o scoatem. <laughs> <laughs> și trecea filmul. Am înțeles. Uh, interesant, uh, uh, m-ai pus un pic pe gânduri acum uh, cu uh, prima întrebare uh, pe care ai pus-o dacă am perceput diferit. Uh, mai ai făcut să mă gândesc și cred că un pic diferit am perceput toată treaba. Uh, N-ar trebui să compar amintirile mele sau experiența mea totuși înainte de a afirma, dar o să mă arunc. Uh, noi, din aveam... nu e problemă <laughs> Noi din familie avem uh, poveștile foarte dramatice din al doilea război mondial când a fost crâncen de tot pe um, niște ani foarte, foarte buni și atunci uh, când a început lockdown-ul și așa, ăsta a fost punctul meu de referință. Adică uh, când au intrat uh, rușii în Praga în uh, 68... În, uh, ce-a făcut bunica mea e că a năvălit la prăvălie din sat și a luat zahăr, făină, sare și uh, din astea. Deci și-a ieșit față de 45, trecuserea niște ani buni, dar traumele erau foarte adânci. Cunosc oameni, o să fac o paranteză care subliniază ce spui tu, cunosc oameni, uh, de altfel bătrâni, care locuiesc în casele lor da, și în camară au în, au în permanență continuare. doi saci, cu pâine uscată pe care o schimbă adesea în caz de urmează să se întâmple ceva. Da, taică mai un 91 90 de când au dat crizele astea mai mari, a început să facă pe pesmeți și noi am mâncat după asta, a făcut atât adică de mult pesmeți cât trebuie să facem ceva cu e după aceea. Și mâncam pesmeți dimineața la miază și seara. Uh, și când a dat lockdown-ul, eu la asta m-am raportat, că nu aveam altceva mai de criză la care să mă raportez. Uh, și mie nu mi s-a părut deloc grav Pentru că na, În comparație cu niște avioane Care zboară deasupra capului și aruncă și niște bombe Din când în când uh, Nu e, adică putem să mergem la Mega Și să ne luăm uh, lime zilnic Și dacă nu găsim azi, mâine sigur va fi Cam asta e criza uh, Cea mai mare Întinsă în timp, bineînțeles, e o problemă Dar Una peste alta Eu nu, nu tin să dramatizez Asta însă sunt extrem de conștient în același timp că ăsta este punctul meu de vedere Întrebarea mea corectă era de fapt vine din vest din Statele Unite comunismul peste noi pentru a. că tot ce se întâmplă acolo Da, 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 partea a doua întrebării tale Tot ce se întâmplă acolo economic vorbind și așa mai departe politic are un delay de maxim un an până ajunge și aici eu cred că trebuie să separăm uh, suprafața de fond, uh, pentru că dacă ne uităm la Netflix avem impresia că a devenit o citadelă a socialismului, pe de altă parte ne uităm la societatea americană și sunt probleme mari. Adică nu, nu, e o formă de capitalism care are niște probleme destul de grave. Uh, Cât totul e pe creștere, e ok, când încep să apară problemele de sănătate. Un prieten de-al meu tocmai a revenit din state și a îngropat tatăl. Uh, o înmormântare normală, obișnuită în state, te costă pe la 10.000 de dolari. 10.000 de dolari. Nu e ceva. Da. Uh, asta, așa, un soi de rezonabil cum ar veni într-un stat plus minus rezonabil. Uh, sunt niște lucruri care te sperie. Te sperie să ajungi în spital și să nu îți poți permite cea mai mică intervenție care la noi ar fi, de exemplu, gratis. Pe de altă parte sunt intervenții care acolo se fac într-o stare de normalitate și la noi e science fiction și poate că nu să se fac nici în următorii 10 ani. Deci, ce să... Uh, diferențele pe nuanțe. De asta mi-e frică Uh, nu știu, să pun așa un... Uh... Ștampile. Da, da, da. da? Etichete, da. O, o etichetă... Eu mai am păcatul ăsta. Nu, păi foarte bine, dacă o punește discuția, că dacă... Așa știi. știi cum e? Realitatea by default, asta pe care o trăim, mă rog, de când suntem, de zi cu zi, este foarte mare. Și atunci, ca să o înțelegem mai bine, trebuie cumva să o separăm în niște borcănașe mai ales acum când dintr-o dată ni se întâmplă lucruri î, noi, zilnic dintre care, din care trebuie să mai și înțelegem ceva și atunci na, se mai întâmplă să punem și etichete ale mele cred că sunt destul de corecte da încerc să mă feresc în general de corect sau incorect lumea are mii de fațete e greu să zici că fațeta asta e corectă sau e lumea e rotundă și are multe fațete Uh, mă rog, ca un diamant așa, cu multe fe fețe. Dar, uh, apropo de miezul întrebării tale, vântul uh, vântului, uh, celelalte lucruri care, iată, devin așa tot mai pregnante cumva. Mm, bine, pe acum am înțeles că a fost o mișcare de PR cu... Un agresor sexual, pe bune! Uh, well, I don't know. Eu, eu cred că noi ca umanitate uh, am... Uh, ne-a crescut prea repede organismul, dar noi ca spirit încă încercăm să ajungem din urmă să ne și încercăm să ne adaptăm la niște lucruri care ne-a luat pe dinainte. Eu cred că prima dată ceea ce ne scapă nouă foarte tare în partea asta a lumii e perspectiva, și aici risc așa să mi ridic pe prietenii anglosaxoni în cap, noi ratăm aici dimensiunea colonialistă din vest, care e valabilă și pentru Franța și pentru Anglia. Uh, oamenii ăștia de jur împrejurul lumii au umblat, au făcut tot felul de trebi uh, După care a urmat o perioadă destul de crâncenă uh, Eu cred că nici acum încă nu se spală, nu se cicatrizează toate renile uh, Ori noi ne uităm la asta cu detașare Eu nu cred că ei se uită cu detașare În Africa de Sud abia acum, prin 89-90 s-au îndreptat lucrurile în 88 toamna, încă un om de culoare nu putea intra în centru fără permis și chiar dacă avea permis trebuia să fie îmbrăcat într-un anumit fel. Cămașă de anumită culoare, pantaloni de anumită culoare. Horror! Deci, 1988. Uh, un stat în care venise în vizită oficială Regina Marii Britanii prin 70. Deci e ceva de neimaginat. Uh, noi, noi ratăm aceste traume, noi nu le-am avut, nu le avem atât de adânci. Uh, ei le au și cei de pe o baricadă și cei de pe cealaltă baricadă sunt lucruri foarte complicate acolo, pe care eu nu. Sau, hai să zic să vorbesc pentru mine, eu nu cred că le prin toate nuanțele. Uh, și atunci eu nu știu nu-mi nu, nu dau seama care e dinamica socială acolo. Dar în mod clar uh, pe undeva există un, uh, o, o mare vină, există o mare regret, există o mare. Tensiune de cealaltă parte care face presiunea asta, care pune presiunea asta. Acum că se articulează cumva stângaci totul, că se întâmplă cu excese, că se întâmplă cu excese... pozitiv de la la stânga, sau, Da, zici, de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. Asta e regretabil. N-am o soluție pentru am asta. Am văzut o idee care umblă, hai să zicem, în social media românească, vorbind de tot ce se întâmplă și care face exact subiectul discuției noastre, care mi s-a părut, mai realmente periculoasă. Au ajuns unii la concluzia și o dau ca fact că dacă tu faci glume despre țigani, să spunem, asta va duce în timp la creșterea rasismului. Pă bune, una la mână, doi la mână, băi, cine ești tu să-mi spui mie ce să spun, ce să gândesc și de ce să-mi cenzurezi o glumă Ajungem iar la cenzuratul morul? Eu cred că ajungem, Silviu, pentru că pe mine ca moldovean o să mă deranjeze glumele sau bancurile făcute cu moldoveni de către un nemoldovean. Și eu cred că sunt pe locul întâi ca om care, din cercul de prieteni, care știe bancuri cu moldoveni. Adică dacă mă pun o jumătate de oră, sigur știu să zic, mă rog, la momentul potrivit și în contextul potrivit. Uh, din nou, uh, cred că ne-ar prinde bine să cunoaștem cu toții, uh, să ne cunoaștem cu toții mai bine, trebuie să discutăm mai mult despre lucrurile astea și să ne întrebăm, uh, dar nu formal, cumva să încercăm chiar să ne dăm seama ce deranjează, ce nu deranjează. Uh, eu, eu, de exemplu, am încetat să folosesc expresia ca țiganul la mal când am aflat de unde vine. Era boierul român care mergea la mijlocul lacului cu țiganul legat de o sfoară și, când, și zicea dacă ajungi până la mal, scapi, dacă nu, asta e pedapsa. Și când ajungea aproape de mal, îl tragea de sfoară înapoi. Asta, asta înseamnă că țiganul la mal. Știi, te pun pe gânduri lucrurile astea, adică e totuși o etnie care a fost în, în sclavie niște sute de ani, mulți dintre ei în sclavie la instituția bisericii. Uh, înseamnă asta că trebuie să nu mai credem în uh, ceea ce credem? Eu cred că nu. Uh, dar eu, de exemplu, uh, merg și mai, mai, pun câte o lumânare, merg și mă liniștesc uneori în, uh, în clădirile care aparțin acestei instituții. Dar instituția mi este profund uh, antipatică. Mă gândesc adesea să fi devenit eu atât de paranoic și de schizoid încât să mi se pară că unii să folosesc de aceste traume ca să justifice o mai mare dezordine pe care o fac. Mm. Adică, pe bune, Statele Unite tocmai au avut un președinte de culoare. Să mi te plângi cu eterna problemă cu rasismul acolo mi se pare puțin ca mult. Unul la mână, doi la mână sunt niște statiști. PU! De la cafea. Sunt niște statistici care spun de pildă că uh, cei mai mulți negri, da? oameni de culoare, să nu mai spun negru, uh, cei mai mulți oameni de culoare care sunt uciși sunt uciși de alți oameni de culoare, din aceeași, de aceeași culoare, care nu, nu sunt neapărat abuzurile poliției. Abuzul poliției pe care l-am văzut acolo este unul la nu știu câte cazuri. Eu spun de statistică. Statistica cred că este importantă și lumea nu prea să mă uită la statistici. Well, but that is half the truth, isn't it? Uh, e e partea a doua poveștii. Uh, prima parte a poveștii e cum arată acele medii în care se împușcă între ei. Uh, Ce-i constrânge să se afle acolo. Uh, ce uh, ce nu le permite să iasă din acele medii. Uh... Am să-ți mai spun o, o treabă. Uh, prin locurile pe unde am fost prin lume și care unde era populație predominant de culoare, am constatat următorul lucru. Tații își părăsesc familia. Da? Își părăsesc uh, uh, soția și copilul. Lucrurile astea nu prea se întâmplă uh, atât de mult ca la oamenii de culoare cum se întâmplă uh, la spanioli. spanioli de pildă sau italienii. Ei întotdeauna țin familia mai strânsă. Ținând familia mai strânsă, reușesc social să crească, uh -huh. social, economic să crească, ceea ce aici nu prea se întâmplă. Democrații au dat acum câțiva ani o lege, acum câțiva ani buni, o lege în Statele Unite în care toate mamele de pildă de copii, toate mamele de culoare de copii, să-și ia o alocație de la stat ca să-și crească copilul. În momentul în care ele se recăsătoresc, acea alocație dispare pentru că A, se okay. presupune da, da, da. Se presupune că bărbatul vine să... Noul cap al familiei, da? Cap, da. Nu, partea masculină trebuie să susțină această... Uh, să susțină economic familia și atunci statul nu trebuie să mai intervină acolo. Uh, motiv pentru care nu se mai căsătorește nimeni. Eu, eu înțeleg ce a Silviu. Uh, nu e nimic greșit. Ce ce să-ți explic uh -huh. este că mie îmi se pare o falsă problemă pe care se bate apampio uh -huh. de niște oameni care... Na, avem, avem două formulări diferite pentru aceeași problemă. Eu cumva la asta, mă ref, la asta mă refer când zic de mișcările astea stângace. Adică noi cumva am vrea să rezolvăm toate problemele, dar ca pe un grup de WhatsApp, nu așa? De 30 de oameni, 30 de păreri despre cum trebuie rezolvată problema. Noi ca umanitate vrem să rezolvăm problemele astea, devenim toate cele nu știu, 4, 5, 6 focare imense de cultură care există în lume Nu știu, anglosaxonii, chinezii, ce ori mai fi Vin cu mentalități total diferite, vin cu un istoric total, foarte diferit și cu soluții foarte diferite în cadrul fiecarei școli de gândire Uh, da și, uh, și cu toții s-ar putea acuza reciproc de niște lucruri. Uh, ce știu eu e că sunt niște probleme care trebuie rezolvate. Uh, eu, eu nu cred că există o rea intenție per se. Eu cred că există foarte foarte multă stângăcie. Doar că o stângăcie care urcă la nivelul ăsta e o stângăcie care omoară oameni. Uh, în într-o etapă sau alta. Sau victime, cel puțin. Să vrei să cenzurezi umorul, asta nu presupune, by default, că nu prea știi cu ce să mănâncă comunismul? Ba da, cred că da. Tot așa, știi, ca, ca moldovean basarabean vin dintr-o zonă care la un moment dat a fost populată puternic cu evrei. Orașele din Basarabia sunt construite în principiu de evrei. Adică noi suntem noi acolo. Uh -huh de o generație maxim două, noi ca prezență masivă vorbitoare de română, nu i așa? E, și eu cred că există, dacă e ceva ce, ce am preluat de acolo, e umorul evreiesc, care prima dată este autoironic. Eu cred că. Sunt de inteligență. E, întotdeauna, da, și autocritică și autoechilibrare, și așa de mai că e, e, ironia de sine e un lucru foarte scump. În Seinfeld am văzut una dintre cele mai bune glume cu evreii. Aha, da, iată, Seinfeld, tot așa, făcut de Jerry Seinfeld. Și na, atunci, cumva îmi permit această aroganță pe invers de, de a privi cu detașare aceste probleme, pentru că eu cu referire la mine sunt extrem de autoironic și la toate, nu știu, problemele din jurul meu. Și atunci eu mă, mă mir de fiecare dată când uh, într-un spațiu sau în altul din lumea asta oamenii se iau prea în serios și uh, încep să, ac să acționeze cumva uneori în numele tău sau în numele unei uh, etnii sau alta uh, și de fapt uh, își rezolvă niște probleme subiective ale lor despre astfel de situații. Eu am de zis în fie. De fiecare dată că, na, dacă oamenii ăștia pentru ei au reușit să facă un pas uh, în sus, e bine, nu știu dacă au ajutat vreo etnie sau nu, dar. Uh, cred că toți ar trebui să fim uh, mult mai autoironici și așa. Uh, cenzurarea uh, umorului mi se pare o idee uh, destul de proastă, uh, ca principiu periculoasă, pentru că e un film cu asta încerc să rotunjesc comentariu, nu răspunsul, n-am -am răspuns. Zilele trecute îmi venise așa zbang în minte un citat dintr-un film absolut minunat. E un film se numește Chiar acel E un film sovietic, destul de antisistem, așa, de anii 80, chiar acel Münhausen cu un mare actor. Și e vorba de acest călător prin Germania care îl caută pe Münhausen Și Ghisel găsește. Găsește cetatea baronului Münhausen Și intră în acea cetate și acolo e un soi de societate foarte frumoasă, un soi de societate foarte armonioasă, în care, care e coordonată de... E, mă rog, nu neapărat coordonată, cât în Centrul ei se află acest baron Munchhausen. Uh, și ca și toți ele curios să-l cunoscă pe acest om. Uh, bineînțeles că omul ăsta n-a prins rațele cu sfoara, cu slănină, nu s-a scos pe el însuși din laștină, n-a zbroat pe Ghiulea, bineînțeles că dar sunt niște povești pe care ele le spune, pentru că au o anumită morală, au o anumită, o anumită fabulă. Și personajul ăsta, la un moment dat, în film, îi vin tot felul de oameni de la putere, care îl acuză și îl provoacă tot timpul. Îi zic că astea sunt niște minciuni, vei fi dat în judecată și e, nu e ok să minți. Dar la un moment dat, el are acest citat, care cred că devine central pentru film. El zice următorul lucru. Domnilor, nu mai fiți atât de serioși. Toate lucrurile, cele mai groaznice lucruri care s-au întâmplat pe pământ s-au făcut anume cu această mină. Zâmbiți, domnilor, zâmbiți. S-a luat lumea prea în serios. Da, da, mm -hmm. da. da E o mare problemă. E o mare problemă, luatul prea în serios. Da, știi, noi revenim cu... Cred că nu, nu cred că e rău. Ca în buclă sau... E... Na, nu nu ne pricepem deocadată să rezolvăm uh, devenim foarte ușor, foarte serioși în numele unei cauze sau alte. Cred că un pic mai mult zâmbet nu, nu strică. Ce mai îngrijorează pe mine este că avem basically o istorie relativ recentă. Pe de o parte, pe de altă parte au cam trecut aia 40-50 de ani în, uh, în care lumea iar uh, trebuie să se reașeze, Aha. să se reinventeze. Uh, nu știu dacă spre bine n-am neapărat îngrijorarea mea. Am un copil. Copilul meu o să crească în lumea asta. Trebuie să-i explic ce și cum și să, 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 să țină... Nu vreau să sune sofisticat, dar să țină, da, să, 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 țină, să țină calea dreaptă. Da. Îți îngrijorarea cu tot trupul și sufletul meu, da. Și eu mă gândesc foarte mult la asta în ultimii ani. Și mi-e e foarte frică că nu o să mă pot adapta, că nu o să înțeleg despre ce e vorba. Uh, un pic sunt speriat și eu. Ești patron de bar. Da? Uh, cum te-a prins lockdown-ul? Cum, uh, cum îți este? Uh, Dintr-o dată. Uh, pe, cred că erau primele zile de martie, uh, dar deja se simțea puternic uh, efectul uh, și vorbeam cu niște prieteni și ziceam. Mamă, numai să nu durează vreo două luni, așa, două, trei săptămâni ar fi ok, dar două luni, dacă ar ca că ne omoară. Uh, te am luat-o ca pe foarte mult umor și ca pe o provocare, tot așa. Deci fix în gândul ăsta... Uh, dacă adică mă gândesc că ai oameni de plătit, bombă? ai chirii de plătit, ai de plătit taxe. Uh, pe cât de supărat ar trebui să fie așa by default sau așa se crede că by default ar trebui să fie supărat un antreprenor pe toată lumea din jur, începând cu statul, a fost acest șomaj tehnic. M-a ajutat un pic, am aplicat la niște fonduri care iată s-au terminat înainte să se ajungă la numărul nostru. Da, tot așa, nu, dacă să comentez, mă enervez și intru în alte lucruri. Na, da, nu știu dacă din fericire sau din păcate, noi nu suntem atât de mulți în echipă. Uh, poate că corect ar fi, uh, vezi că iese cumva că ar trebui să vorbesc acum și numele colegilor uh, angajați. Poate că uh, cinstit ar fi să vorbească ei, să zică cum s-au simțit sau uh, cum, ce a fost rău, ce a fost bine. Uh, noi am rechemat acum în februarie când începuseră lucrurile să se îndrepte și la două săptămâni din nou i-am rugat să intre în șomaș tehnic venim ca să venim în unele zile în alte zile e foarte vesel e în toate felurile eu cred că e tot ce trebuie să facem e să încercăm să fim ok cu moralul și să ne ținem moralul pentru că știi, se va trece se va trece, e clar este foarte, foarte clar că se va trece de această perioadă și atunci, de ce să. nu știu, să-ți faci prea mult sânge rău între timp? Pentru că sigur se va trece. Bănuiesc că vine la pachet cu foarte mult stres. Vine, da, 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 dar e. cum se numește asta, lupta asta. Pentru că confug. tu poți să-i lovitura în piept sau poți să o lași să treacă pe lângă tine, știi? Tu trebuie să plătești niște oameni pentru. Trebuie să plătești oameni o chirie, tiri, la facturi. Da, factorii, la un moment dat te trezești da. că nu ai bani ăștia, ceea ce bănuiesc că nu e cel mai amuzant lucru de pe planetă. Care din, se fericire, putem... din fericire, proprietarul uh, imobilului uh, este om de afaceri și profesor de economie. Uh, deci are o perspectivă foarte... Am înțeles, ești un caz norocos. Da, da și nu sunt unicul și sunt foarte multe cazuri nenorocoase. Din, una din cele două mi am închis-o tocmai din cauza asta. Acolo am fost nenorocos. Știi... Dar, pe ansamblu încerc să nu mă cufund prea tare. În, că te, 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 sunt doar 24 de ore în zi și din asta 10, eu vă 12 le pierd dormind. Și, în rest. Da, uh... dorm ceva. Da, dorm mult. Uh... <trui> Cred <trui> asta. <trui> 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 Cred că. În, în toată perioada asta, unul din lucrurile pe care eu personal le-am făcut certare -a, a fost să dormnene. Am, am dormit și am văzut tone de filme. Absolut, da, 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 da. Și am făcut niște burtă. Ce și am trecut în lockdown. Pentru făcut. prima dată, uh, în ultimii vreo 3 ani, am început să citesc cărți. Uh, și nu pentru că n-aș fi avut timp fizic înainte de asta, ci pentru că nu aveam stare. Și în lockdown am, citeam câte o carte pe zi, la două zile, era nemaipomenit, intrasem puternic în bibliotecă. Uh, dar pe urmă s-au redeschis lucrurile și am revenit la normalitate. Una din cele mai ciudate senzații pe care le-am avut în lockdown a fost să stau la fereastra mea. Te urmăresc pe Instagram. Și să mă uit pe cer și să văd uh, sateliții lui Elon Musk. Wow, se văd? Nu știam. A, a da, -am văzut, de am văzut Eu i-am văzut de două ori. Odată okay. i-am văzut la mare, am ajuns la mare anul trecut, și odată i-am văzut de la fereastră. Sau văzut. Da. Uh, și am avut o senzație absolut bizară. Toată planeta sau mare parte din planetă era închisă în propriile case, da, locuințe, dar ne uitam pe cer și vedeam niște satelite. Băi, dintr-o dată ce lume e asta și în ce lume am ajuns? Pentru că el nu era așa. Păi, da, ei nu pe pământ. Ieri erau alte probleme, acum suntem toți închiși în casă și trăim în viitor și asta e viitorul? Adică... Da, unii ajung pe Marte. Da, mai durează. <laughs> mai durează. Mai durează, da. mai durează. Acolo, acolo am înțeles că trebuie rezolvat întâi problema resurselor. Aha. Până să faci o civilizație ar mai dura. Trebuie rezolvată problema resurselor, apă. Mâncare. Deci, cumva, metode ca să-ți dezvolți uh, propria hrană și apă. Da, cred că. Plus că la ce condiții vor fi acolo, trebuie și o calitate a oamenilor ca să înțeleagă. Da, dar era. Cred că pentru Marte se pregătea expediția asta. Știi, cu cele trei cupluri? Nu. Era un proiect acum câțiva ani cu uh, să fie tre trei, băieți, trei fete uh, care să fie ținuți într-un soi de seră. Era la reality show ceva. Uh, era un soi de reality show, practic. <laughs> <laughs> și, uh, ca să vadă dacă sunt compatibili. Și dacă erau compatibili, uh, erau puși în această misiune: uh, Trebuie să fete uh, și ideea era uh, să fie încurajat să se cupleze între ei. Pentru că Uh, Aveau culori diferite de... A, nu mai amintesc Bună întrebare uh, Nu, cred că erau, Cred că era o, meri... Bine, asta nu-i relevant Da, uite că nu țin minte Ca să știm no. dacă s-a mai întâmplat sau nu știu de ce Nu, nu cred că dacă se a întâmplat Cred că auzeam cu siguranță, mai ales acum în contextul ăsta Cu misiunea asta Ajunsă, cred că auzeam uh, Dar uh, mie îmi plăcuse foarte mult uh, Aspectul ăsta, că erau încurajați să se cupleze și nu era o problemă dacă se despărțeau și se cuplau altfel între timp, pentru că totul era uh, pus din nou uh, pe seama mor moralului. Deci trebuia ținut moral într-un fel sau altul. Și uh, na, cum altfel reziști în niște condiții destul de dure, decât uh, multă empatie, multă prietenie, uh, multă toleranță și așa mai departe. Te-ai fi dus? Mm, uh... Dacă ți s-ar face propunerea asta mâine, te duce? Cred că răspunsul pe moment ar, ar fi fost da și după aceea cred că nu. Considerând că ai avea toate atururile ca să ți se întâmple, ai avea starea de sănătate necesară, ai avea... Un, prima dată. Un, un psihic uh, compatibil cu, cu, misiunea respectivă? Cred că în cele din urmă în nu. de inteligență socială. Cred că în cele din urmă nu. Cred că, uh, cred că e foarte mișto pe pământ. E acolo ar fi, așa un pic de act eroic, totuși. Uh, Ți-ai sacrificat niște ani din viață. Uh, Faci doi ani pe drum și a ani pe drum, da, da. Da, 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 și trebuie să pleci într-un anumit moment al da, anului. Da, da, când da, da. Ea da, Mai e o dată la șapte ani? Da, da, da. Durează aproape de ani să ajungi. Aproape de ani. Deci, Ceva îs, de genul, e, uh, uh, nu știu dacă vreau să fiu rău. Cred că îmi place să stau la o bere la terasă. E ok pentru mine să fac lucruri pe Te susțin. pământ. Eu nu mă aș duce, nu, nu mă încântă deloc. Uh, ca perspectivă. Știi, dacă te întorci și scrii o carte după aceea, poate da, dacă ai un scop de genul ăsta. Dar scopul meu este să mă simt cât mai bine în anii care mi-au rămas. Pandemia mă învață din nou acest lucru. Uh, eu cred că cele mai mișto lucruri în univers sunt oamenii în continuare, și... Toată această, hai să zicem, lume modernă a scos tot soiul de personaje în ultimii ani în față, da? Unii mai toxici, alții mai puțin toxici, alții despre care nu prea știi ce să spui încă pentru că nu te-ai prins și trebuie să fii atent la tot soiul de declarații și așa mai departe. Cred că unul din cele mai interesante personaje este de departe acest individ Elon Musk, care, pe lângă faptul că este un miliardar, da, s-au mai văzut și alții, omul este inginer. Și uh, pe mine aici m-a cucerit faptul că este inginer și momentul în care se apucă să vorbească despre treburi este foarte articulat încât înțeleg și eu care nu sunt inginer. N-am -am această capacitate, sunt mai spre uman. Până când înțeleg și eu. Întrebarea mea este, în tot contextul ăsta, îl urmărești? Um. Am încercat să-l urmăresc, cred că ești mai istes decât mine. Eu am încercat să-l urmăresc uh, un show de două ore invitat la un post de radio. Cred că ar trebui să-i mai dau șanse, pentru că vorbea atât de repede și era atât de agitat când vorbea, încât eu n-am avut nervi și după șapte minute am închis că altfel îmi ieșeam din pepeni. Are un tip de timiditate, asta spun eu. A, pro probabil, mm -hmm. probabil. Da, s-ar putea spune că mm -hmm. e un soi spe foarte nuanțat, specific de introvers in introversiune, mm -hmm. nu știu cum e corect. Uh, Dar mi era foarte greu să-l urmăresc pentru că se vedea că geniul lui e mult peste forța de articulare așa mi s-a părut în acel show da dacă ai zis asta o să merg să mai caut să mă uit Întrebarea mea este dacă în tot contextul ăsta ți se pare un personaj cheie pentru Vai cum ba. arată lumea acum Absolut, absolut dacă mi să permis un, o glumiță, e practic e, e pentru umanitate ce a fost Dimitrie Cantemir pentru Moldova secolul <laughs> Ok, <laughs> am înțeles Așa mi se pare, da E, yeah, da Poți să spui același lucru și despre Bill Gates? Nu cred, nu. Mm -hmm. Nu cred. Nu, 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 dar mi se pare natură diferită. Cred că pe Elon Musk îl punem în sectă cu. cu. Doamne, zic să-i zic. Zi, mașina numele căruia. O Tesla. Face. Tesla. Mm -hmm. Nicola Tesla. Cred că acolo e. Aia e secta. Cu Bill Gates, nu știu. Presupunând că Elon Musk vine pe ceea ce unul ca Bill Gates a construit, mm. tehnologie și computere și business și așa mai departe. În sensul ăsta. Poți să spui așa. Altfel, da. Îl, pur și simplu l-aș într-o altă tabără. Mie mi se pare că această pandemie acum a împărțit lumea în două mult mai limpede decât se vedea până acum. Absolut. Iar pe un personaj ca Elon Musk, cred că l-aș pune în tabără ce rol buni, pot să spun așa, Ah, uh, a, de, depinde atunci, știi, uh, 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 depinde uh, la ce te gândești când, când zici că s-a împărțit lumea în două. Eu nu crez, eu, uh, eu sunt absolut uh, de acord că s-a împărțit în două, nu știu dacă s-a împărțit în bun și răi. Uh, Idioți și de o parte și de alta. Absolut, 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 absolut. Eu cred că fix două grupuri, dar fiecare cred că aceleași care sunt universale și nu, nu cred că unii buni, alții străi e. dar dacă ar fi să îi împărțim în bun și răi na, dacă îmi permiți eu l-aș pune într-o a treia categorie de vizionari despre care greu întotdeauna să zici ce să ăștia buni, răi, Adică, mai ales că avem în istorie toate cazurile astea absolut dramatice cu niște lideri de state care sunt niște mari vizionari și aruncă lucrurile foarte tare înainte, dar în același timp i-au omorât foarte mulți oameni. Sau au dus spre pieire foarte mulți oameni. Napoleon, de exemplu, uh -huh. cred că n-a avut un război util. Toate războaiele au fost așa, de arătare de forță, dar n-a avut un război util. O zic ca ca profan în istorie, deci dacă privește un istoric acum, poate să arunce cu piatra imediat, nici nu mă supăr. Dar în schimb, pentru că am un prieten care a absolvit această universitate din Paris, școala politehnică din Paris, și care m-a luminat în ce înseamnă această e creată de el. Și nu doar asta, niște lucruri în Paris create de instituționale care există în continuare și merg în pricin. Da, da, mm -hmm. da, da, da. Care e de nivelul, ele, din câte înțeleg, sunt vreo patru de nivelul ăsta în lume. MIT-ul, ecologiul tehnic, sunt vreo patru în toată lumea atât de puternice. Și e inițiată de el. E școala militară în continuare. Deci e o școală militară ca statut. Acolo se educă, cum avem noi, Academia Militară, mm -hmm. așa... În fine. Exemple mai sunt astfel de istorie. Mi-aduc aminte de... Stai, cum îl Dumnezeu îl chema? De... Era băgat în... în tot magrebul a băgat învățământ gratuit. A, nu știu, nu știu, nu știu. A, nu știu Gaddafi. Nu știu. A, ok. Gaddafi este personajul care a băgat învățământ gratuit acolo. Până mm -hmm. atunci nu exista. Da, da, da. Mă rog, și a vorbit știu, știu și de -a moneda un unică africană și cred că asta -a. cumva i-a adus. O... Uh, știu, știu doar că a fost un om foarte rău, uh, da, așa, dintr-un articol două de Wikipedia, de, nu aș vrea să comentez, nu-l nu cunosc. În fine, bine. revenind la Elon Musk, uh, a, asta era întrebarea. Cum ți se pare în tot contextul ăsta omul vorbind în momentul de față de, de un viitor al mașinilor electrice, de un viitor în care... A, a, el a spus și mi s-a părut foarte corect: O să mai dureze până o să putem să ne mutăm și pe planetele din jur. Dar cineva trebuie să o înceapă și uite, pot eu să fac asta. Și a spus-o fără un tip de, de aroganță. Mm -hmm. Pur și simplu Constient am, că am ajuns la momentul în fac... care, da, uite, putem să facem și asta. Hmm. E un mare pas înainte. Eu am râs uh, uh, împreună cu cu toți, cu toată lumea, pe Facebook, când uh, uh, postase cineva un meme cu nava care ajunge pe Marte și e deșert, pe Marte e deșert, și uh, glumița fiind că niște nave uh, care te costă atât de mult uh, și trebuie să deșertifici atât de mult ca să crezi resursele pentru a trimite o navă atât de departe, ca să, știi, practic crezi un deșert pe Pământ ca să ajungi la alt deșert pe Marte. Uh, e mult adevăr, dar e și puțină răutate în asta Că dacă ne-am bazat pe acest principiu N-ar mai trebui să avansăm cu medicina și cu nimic altceva Bineînțeles că uh, nu, nu vrem să avem uh, victime sau daune Sau nu vrem să transformăm la propriu uh, pământul în deșert Ca să ajungem în altă parte Bineînțeles, dar dacă am găsit cale de mijloc uh, Faptul că reușim să ajungem pe altă planetă Wow E... Pf, e ceva... Adică, dacă e să ne gândim bine de tot la asta. Mai e o treabă cu Elon Musk. Repet, tot în acest context planetar în care ne aflăm, a apărut, au apărut monezile virtuale, da? Bitcoin mm. și așa mai departe. Iar el este un mare susținător. Poți să-ți cumperi Tesla cu Bitcoin. Bitcoin-ul, basically dacă reușește să se impună pe piață și să, să aducă cât mai mulți oameni care să-și vândă produse și să cumpere cu această monedă, practic cumpărând biți, da? uh, ar pune pe butuți tot sistemul bancar. Iar băncile, eu cred că băncile, în, într-un viitor mai, mai uh, apropiat sau mai îndepărtat, ori vor trebui să se muleze pe bitcoin, ori uh, va trebui să lupte împotriva lui. Nu știu cum este mai câștigător pentru bănci. Eu cred că ar trebui să se muleze. Iar Elon Mas contribuie din plin la treaba asta. Eu, eu cred că se vor mula. Eu cred că se vor mula Pentru că uh, și băncile astea... Uh, nu ar fi uh, conduse de oameni atât de... Uh, uh, fără viziunea asta de a se adapta. Adică, o dată și doi, în continuare, băncile sunt foarte puternice și își permit să dezvolte propriile lucruri în, în zona asta. Eu cred că se vor adapta. Eu cred că e ca și inventarea internetului versus, nu știu ce să zic, ziarele și distribuția de ziare. Faptul că a apărut internetul nu înseamnă că au omorât ziarele dar s-au adaptat, au trecut și ele în online și acum nu mai e nevoie să aștepți poștașul din New York să vină două săptămâni. Vezi instantaneu. În dimineața în care a apărut articolul. Eu cred că ceva de felul ăsta se va întâmpla. Mai e o treabă. Este din ce în ce mai complicat să te îmbogățești, să faci un ban, da? Bitcoinul vine cu această speranță. Mm -hmm. Cred că o să cântărească foarte tare. Da, alții zic că e, 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 un, mare, e un mare bluff, e un... Abar am oficial. Da, 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 nu, nu știu nici eu, n-am cunoștințe prea ce stau de vorbă cu... Am câțiva prieteni care se percep foarte bine în, și sunt implicați în tot felul de proiecte, de creare. A am început să-mi pun tot felul de aplicații cu care minez diverse monede. Aha. <laughs> Adică mă a pe mine, dar nu sunt mare specialist în working progress. Cei care sunt mai implicație zic că nu, 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 e, nu, e, nu, nu e de fel un Caritas. E doar că nu suntem noi ca o pregătiți. Suntem prea cruzi și e ca trenul care apare printre căruțe. Toată lumea zice, vai, o să vină și o să ne distrugă, dar... Uh, Uh, nu suntem noi pregătiți să, să, să vedem uh, acest lucru întâmplându se. Uh, oricum în spatele valutelor nu mai stă aur deja de mult timp. Uh -huh. uh, deci ceea ce le face uh, valute ce, sau monede e faptul că noi cu toții suntem de acord că e o monedă în definitiv. Uh, și atunci, practic, convenția. Da, bineînțeles, backed up de o bancă. De Ești patron de bar. Știi că există în București cel puțin un alt bar care și pe Bitcoin? A, nu, nu știam, nu știam. Ok, nu știam. este. Adică, uh, Poți să po să-ți imaginezi cam în câți ani de acum încolo ai putea să treci să-ți să dai o bere pe sub unitate de Bitcoin? Dar nu m-am gândit până acum. Uh, nu, cred că aș fi gata și acum. Nu, nu m-am gândit la asta. Ar uh -huh. trebui uh, să văd ce, ce presupune asta legal. Uh, N-am alte rezerve. sau uh, Trebuie văzut ce înseamnă ca impozitare. Ca, uh -huh. adică da, să probabil. Nu... La asta, nu nu. Știu. Dar dacă zici că există, înseamnă că -am, am, am citit un articol zilele. Adică pur și simplu am căutat ce Dumnezeu pot să cumperi cu Bitcoin în momentul de fapt în România, poți să-ți cumperi niște cred că de pe Vola poți să-ți cumperi niște sejururi mm -hmm. uh, mai este o firmă de catering care vinde Aha. pe Bitcoin a, De ce înseamnă că s-a găsit o soluție? Probabil Da, fiscalitate cred că e unica problemă, altfel personal n-aș avea o problemă mm -hmm. da, 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 absolut mai ales că nu, dar chiar nu e nicio problemă, e ca și cum ai vinde cu oricare valută și dacă tu ai vreo frică, convertește în sara aia nu știu, și de la o zi la alta, hai, dacă se prăbușește într-o dată peste noapte, cât o să pierzi? Încasările în cripto din seara precedentă? Mă, normal se recomandă că dacă ai niște bani care chiar să nu-ți pară rău că îi pierzi, atunci e preferabil să-i bagi în bitcoin, altfel... ce spun oamenii care par mai cu capul pe omeri și care mai au idee despre finanțe? Da, Ziceam că mai stau de vorbă din când în când cu niște oameni care pricep mult mai multe în trebile asta, și ei mi explicau că, da, monedele cripto e o treabă pentru că cu asta ne-am ciocnit zi de zi. Că vrem să cumpărăm lucruri și atunci ne raportăm doar la partea de monedă a, a, a acestei inovații. Dar partea mult mai interesantă a acestor tehnologii, de fapt nici măcar n-ar fi moneda ci contractarea. Adică, practic, un sistem de contractare prin care tu te asiguri atunci când cumperi ceva, o tonă de grâu din America de Sud, de undeva, că ea va ajunge când trebuie, cum trebuie, în ce stare trebuie la tine în curte. Lucru care în prezent se întâmplă cu contracte peste contracte peste contracte, cu garanții din toate părțile, și devine un proces foarte, sau e un proces foarte complicat. E, sistemul ăsta vine și anihilează foarte mult hârțogăraie și reduce totul la cea foarte simplu, foarte controlabil. Adică tehnologia asta de cripto poate fi folosită în multe alte zone pentru că na, e, e foarte viabilă, e foarte adaptată. Pot să-ți fac o comparație. Este una din, form una din formele de, de, de comerț pe care o iubești cel mai mult. Comerțul cu mărțișoare. Știi? <laughs> Cumva așa e și aici. manufacturești ceva, da? Pe păi... care îl vinzi și ai imediat. Nu trebuie să treci pentru o mie de, de, da. de filtre, să plătești nu știu ce taxe. Să... Nu, nene, ți-ai luat mărțișorul e, da, uh... pe manufactură. Da, da, da. Gândește ce avantaje ai dacă vrei să cumperi ceva, o marfă foarte sofisticată, poate niște echipamente sau niște lucruri pe care, care azi încă nu sunt construite și va fi nevoie de două-trei luni ca să fie construite. Și atunci tu pui niște bani și ele în 2-3 luni vor fi la tine în curte și tu necunoscându-l pe acel comerciant sau pe cel producător, știi? Și atunci soluțiile astea tehnologice vin și îți garantează că lucrurile se vor întâmpla așa cum sunt, tu necunoscându-l nici în restul vieții pe acel, pe acel, om. Adică, nu știu, reducând la esență, ce am înțeles eu din toată treaba asta e că, e că se face un pas foarte puternic. Adică internetul o să rămână ca așa, ca apariția mașinii de tipărit e o mare invenție, dar lucrurile, efectele pe care le va produce internetul, pentru că cripto și toate astea sunt un, practic un produs derivat din internet, sau... Da, a, cum vorbiți. Da. Cum... Lucrurile care vor fi să vină vor fi de o mare învergură. Nu știu dacă vom prinde noi în viață, oamenii zic că vom prinde bine de tot. Uh... Internetul, când a apărut, a fost un soi de avantgardă a acelor vremuri, care ne-a ne pus pe toți, ne-a furat pe toți. În momentul de față poți să să-ți rezolvi o grămadă de probleme având internetul pe acest dispozitiv care ne transformă în mici cyborgi, da? Dar în același timp, a, a apărut... Este și o formă de control. Datele noastre se vând cu sub mai știu cât era? Câțiva cenți. Pur și simplu. Uber face bani frumoși din vânzare de date acolo. Când, ei când vând de pildă datele despre tine, clientul, tu ești clientul Uber, dar nu au numai drumul pe care îl faci zilnic, ci po cred că poate să cuantifice și cam ce venit ai tu lunar mm <gântu -i> Este o grămadă de informații acolo pe care le în acel De unde te ia, data. unde te duce. De unde te ia, unde te duce, cam care sunt drumurile tale, poți să știi orice despre tine. Da, da. Am dat un exemplu cu Uber. Sunt multe alte, uh, mulți alți monștri care funcționează în online și care au acces la datele tale. Uh, am citit de curând o știre, nu mai știu numele lui, cel care, care a inventat VVV. Ok. Așa, a spus că este momentul să facem un alt internet separat de ăsta, pentru că ăsta a devenit o, o uneltă de control. Mm -hmm. Și că nu asta a fost ideea, de fapt, când s-au pornit ei să, să lucreze. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. A apărut, am amuzat zilele astea, a apărut și o platformă online, da? Altă platformă social media online, al lui Trump. A, apărut deja. care îți garantează freedom of speech, da. well. Nu mi-am făcut încă un cont, dar intenționez. Eu când am auzit că își deschide propria rețea socială, am zis, da, ar trebui să nească ască Facebook. Uh, I don't know. I don't know. Uh, ca experimente interesant. Uh, nu știu, nu știu, e, e foarte greu să te raportezi uh, E foarte, foarte. E, e ca și cum ai, uh, ai miza la o ruletă, dar ruleta încă n-a fost construită. Știi? Adică. Uh, Trezi tre zi de zi cu întrebările astea. Nu știu. E. Uh, mă uit cu mare invidie la cei care au acum 17, 18, 19 ani și care vin așa o generație extrem de pragmatică. Am văzut, da. Care nu-și pun problemele cumva atât de filosofic și cred că părem așa pentru ei niște oameni care își pun niște false probleme, presupun. Uh, habar n-am cum, o să, cum văd ei lumea și cum or să o transforme ei. Uh, poate că pentru ei lucrurile arată mult mai simplu, dar pentru mine arată extrem de complicat și arată extrem de imprevizibil. Așa ca paranteză spus, fi are 15 ani, Facebook-ul este pentru babaluci, da. Instagram-ul e cam depășit, TikTok-ul ce, mai mișcă, dar așteptăm că în, nouă, da. Cred că în curând și TikTok-ul, cred că, da, Probabil, da. O glumință pe care am auzit-o eu era cu doi adolescenți care vorbesc despre Facebook și unul îl întreabă pe celălalt, ce e Facebook? Și ziceam, un loc unde se adună adulții să se certe. <laughs> Băi, este adevărat. E foarte adevărat, Este da. adevărat, uh, nu am televizor și stau departe de TV. M-am uitat zilele astea cu toate mișcările La de fel. stradă. Am intrat în online pe anumite TV-uri. Am renunțat relativ repede pentru că am, am realmente senzația că inteligența mea aia care e și cât este este în permanență jignită. Da, 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 da. da, De, de, niște, senzății, de, de da. niște comentarii care sunt ori milițioase, da, da. ori total stupide. Mi se râde în față pentru temir ce opinie am eu, care dintr-o dată sunt fantasmagorice, conspiraționiste și așa mai departe. Da, cred că odată la 3-4 luni trebuie să se întâmple ceva ca să deschid și eu, timp de o zi sau două, știrile pe unul în principiu cam pe unul sau maxim două canale și fix aceleași senzații, copy-paste, le și eu, îmi pun de, de fiecare dată întrebarea, cad foarte ușor, nici măcar nu ajung să depind din nou, de, pentru că nu, nu mai e cum să depinzi de televizor în momentul ăsta, nu n -n are un produs. Și de fiecare dată mă întreb, dar cine va fi publicul acestor programe? <laughs> Cred că ajunge tot mai mic și mai mic și mai mic publicul ăsta. Am citit zilele trecute un, uh editorial al cunoștinței noastre comune, Vasile Ernu, da, da. care a explicat o chestie foarte simplă. Îmi place, câteodată mi se pare că are un tip de luciditate de invidiat. A spus așa, actuala clasă politică este justificată de 30%, nu mai mult. Ceilalți de 70% sau ok, 60 plus Uh, sunt oameni care nu mai sunt reprezentanți nicicum, mm -hmm. reprezentați mm -hmm. nicicum, mm -hmm. uh, și care, parte din ei ar fi acum în stradă. Am văzut că mulți strâmbă din nas, inclusiv prieteni de-ai mei că trebuie să mă încerc cu toată lumea, strâmbă din nas la oamenii ăștia care au ieșit în stradă acum, că cu pandemia, că sunt inconștienți, că ne îmbolnăvesc, că crește iar. Posibil. abarnăm. Pe de-o parte. Pe de-altă parte, mie personal mi se pare justificat că au ieșit oamenii în stradă zilele astea și uh, fără precedent fără precedent în, în, în istoria recentă a ultimilor ani măi, au ieșit foarte mulți oameni în orașe unde nu te așteptai uh, Târgujiu, Drobeta, Turnu da, Brăila, Severin se Brăila, da la Brăila, la Brăila a fost cu accidente uh, -am, am văzut pe TV un polițist un șeful poliției ceva, care țipa la un tânăr care avea vreo 17 ani, era foarte deranjat de acel tânăr că a ieșit pe stradă pentru că el trebuia să fie la ora aia polițistul, șeful poliției, trebuia să fie cu familia acasă și cel scoate pe el mm. derbede în stradă și cu dalea că te încalec. Mă rog. Încă o chestie pe care am observat-o. Abuzuri de putere la nivel de stradă, la nivel de jandarmerie, la nivel de poliție, de asemenea, fără precedent în, în, în ultimii ani. Lasă demonstrațiile mari unde s-au întâmplat. Ție, tu, tu, tu cum te raportezi la, toată, la tot ce se întâmplă acum? Eu am râs foarte tare zilele trecute când a circulat un articol, cred că undeva într-o -un, într publicație de limba engleză, a apărut probabil din Marea Britanie, cu protestele din România, care erau foarte inocente pe fundalul unor restricții uh, deloc dure în comparație cu multe state din Occident. Și am râs foarte tare cu niște prieteni că am zis, băi, nici asta? <laughs> adică și restricții, adică ce e asta? Mimetism? Am văzut uh, proteste în Occident și hai să facem și noi uh, proteste pe fundalul unor restricții mult mai ok decât în Occident. asta fiind așa, ca glumiță. Legat de ce ai zis cu sigur, eu nu cred că lucrurile să se bat cap în cap cu a fi reprezentat versus cei 30%. Eu cred că sunt două lucruri care merg în paralel Uh, 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 cu siguranță uh, sunt foarte mulți oameni nereprezentați. Cu siguranță. Și e o problemă. Uh, și în paralel cu asta... Eu sunt unul dintre ei. Eu mă simt în categoria aia. N-am avut ce să votez. Da. Cred că și eu în mare măsură, cred că... Da. Cred că și eu în mare măsură, da. că adică am ajuns să mă, să mă gândesc că cu dăncilă m-aș fi și distrat. Înțelegi? <laughs> cu da, nu... dar da, da, da noi știm, măcar stăm de vorbă despre asta, dar să ne gândim undeva în niște sate, adică știi, stereotipul ăsta, imaginea asta la care ne raportăm, niște oameni în niște sate, acei oameni chiar zero, noi cel puțin știi, putem să vorbim, să ne formulăm o opinie, sunt niște oameni undeva care nici măcar nu iau în calcul, da, da, uh, 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 și în paralel cu asta e uh, m -m 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 sunt cei 30%. Uh, Acum, pentru că nu urmează niciun vot, nicio campanie de alegeri mare în țară, o să-mi permit să fiu așa un pic pe sabotaj. Din ce vorbesc cu prieteni mai inteligenți decât mine care au făcut sociologie. Uh, asta este o falsă problemă cu numărul de oameni care ies la vot versus rezultatul uh, votului lor. Uh, fie că ies 40%, fie că ies 70%, se pare că voturile ies cam la fel. Uh, partidele... Procentual. Sus, procentual, mm -hmm. da, da, da. De deci asta e, uh, asta e o falsă problemă. Problema este implicarea în viața socială și în viața politică. Asta trebuie să existe și într-un număr cât mai mare, pentru că na, întotdeauna un număr mai mare de oameni implicați va da o concurență de idei mai mare, va da o dorință mai mare de a te de 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 auto... Doamne, care e cuvântul? Autoactualiza. Auto uh, o implicare mică na, întotdeauna e un semn uh, prost, dar ca reprezentare uh, sau ca rezultate procentuale, eu cred că suntem cam pe acolo, dar sunt două probleme care sunt paralele, eu nu, eu nu le văd ca bătându-se cap în cap. Uh, treaba e că în momentul în care ai o talpă pusă, în momentul de față o avem pasta cu, cu intrat în casă de vreme și așa mai departe, uh, nu ai numai în România proteste, ai în toată Europa. Uh, mai vorbim de state, plus că nici nu vreau să mă gândesc dacă oamenii care ies acum în stradă aici de jură, prietenii mei mai intelectuali, erau negri din beleme știi? Probabil că asta, adică ies unii în stradă, câteodată ne convine, câteodată nu, câteodată ia de partea corectă, câteodată nu, nu este chiar așa, unul la mână, doi la mână, este, un, este o constantă socială, în momentul în care ai o talpă pusă, la un moment dat, e, e ca un capac sub presiune. La un moment dat, o să explodeze. Uh -huh. e, e, nici nu poți să te superi pe așa ceva. Este, cred, unul din motivele pentru care fiecare societate are niște stadioane de fotbal. Sunt niște uh -huh. ligiene uh -huh. cu testosteron, unde testosteronul da. trebuie să se consume. El, când nu are Absolut unde de să acord. se consume, explodează așa. Ceea ce este absolut firesc. Și atunci tu ce faci și cum te raportezi tu de la putere cu asta? Păi băgăm niște poliție și mai liniștim. Da, da, da. Te miră uneori că nu există, că ai nu, hai, nu se așteaptă nimeni de la tine să ai o viziune din asta pe 5 ani înainte. Dar să nu vezi mai departe de vârful nasului, te sperie un pic asta uneori la autorități. Ai, închiderea la ora 6. Iată că am descoperit azi că s-ar putea ca asta să cauzeze aglomerări. Naurile. Asta s-a descoperit? Azi sau ieri a apărut. Deci a dat... nu și-au dat seama că lumea se înghesuie în magazine mai devreme, da? Să-și facă cumpărăturile, pe bune. Plus că nu cred că e... rezolvă asta. Eu nu cred că asta rezolvă problema închisul în casa mai devreme. Eu cred că și ora 11 era absolut decentă. Da, Dar acolo, știi, cumva intrăm într-o zonă de debate și începem fiecare da, să da, spune. Da, da, da. Dar asta, come on, la, la ora 6 și... La câteva zile ne dăm seama că. Băi, am observat că se aglomerează oamenii. e un simț. Asta te sperie un, un pic, un, pentru un, că te un gândești: Ce ar fi un caz da, da. de. de niște evenimente majore? Ce s-ar întâmpla? Ai această încredere că 3, 4, 5 oameni din niște comisii super brici, ascuțiți, așa, și ar ști. Exact ce să ce pași să întreprindă. Și momente de genul ăsta, oh, te descumpănesc un pic. Am citit zilele astea că una din firmele de avocatură de pe la noi, Țucă, Zbârcea și asociații, vor lua asupra lor, da? vor reprezenta, bănuiesc gratis, oameni care nu vor să fie vaccinați, și pentru asta îi dau afară. Informația numărul 1. Informația numărul 2. Am auzit din surse relativ sigure că sunt o grămadă de instituții destul de mari că nu prea te mai angajează dacă nu ești vaccinat. Nu vreau să deschid acum subiectul, e ok să fim vaccinat sau nu, dar mi se pare un abuz. Unul la mână, doi la mână. Nu m-am vaccinat încă, nu zic că nu o să mă vaccinez, mă mai gândesc, pentru că mi se pare prea recent ca să trag niște concluzii, eu vreau să văd consecințele pe termen mai lung și atunci o să, în fine. Unul la mână, doi la mână, ca în orice societate, hai să zicem așa, așa zis democratică, există niște goarne, da? Uh -huh. Care sunt televiziuni, care sunt oameni uh, lideri de opinie și așa mai departe. Aceste goarne pe care noi le avem, uh, Întotdeauna au fost în baricada asta, dar aceste goarne pe care noi le avem sau parte din ele, mie întotdeauna mi-au puțit la nas și să le, să le văd dintr-o dată mari partizani ai acestei situații, pot să dau și nume, gen mândruță, da? Bă, mi-a mi pus un semn de întrebare și mai mare deasupra capului. Bă, ce se întâmplă de fapt și cum e treaba? Plus cazuri de decese și așa mai departe. Eu sunt absolut convins că dacă există o lumină la capul tunelului, este adusă de vaccinare. Eu m-am pus pe liste, aștept cu minte. N-am înțeles foarte bine cum funcționează, dar mai mulți prieteni din jurul meu sunt vaccinați și a funcționat, deci aștept și eu să-mi intre un mesaj. Se pare că trebuie să-ți intre uh -huh. pe telefon sau pe mail. Aștept cu nerăbdare. Am văzut și o statistică de oameni vaccinați în, în Texas. Se pare că uh, au, da, au vaccinat da, da, da. 11.000 din două... Uh, știu că au un număr foarte mare din, 11 milioane din 26 așa, ceva, și da, s-au da, dat da. nu mai sunt restricții și funcționează lucrurile și rata din, din de... uh, e în scădere așa am scăpat de poliomelita așa am scăpat de foarte multe boli datorită acestor lucruri la naștere avem mult mai multe șanse să supraviețuim în primele două săptămâni de viață și după ce sunt total numi, de acord -așa... cu tine tocmai de asta mi se pare puțin ticăloasă denumirea de anti -vaxxer. Eu personal nu sunt împotriva vaccinurilor, eu personal am umblat ca bezmeticul să îi caut copilului meu când era mai mic un vaccin cu șase valențe, până la urmă l-am hmm. găsit că nu se mai găsea. Nu, cunosc toate aceste lucruri. Am oarece semne de întrebare cu ce se întâmplă cu, pentru că un vaccin ca, ca să-l scoți pe piață are nevoie de trei, puțin, trei, ani. Da, vreo 4-5 ani știam și eu. Asta mm -hmm. a, a, se, se zice anul trecut prin februarie, martie și cu gândul ăsta am intrat anul trecut eu personal în lockdown. Nu speram să apară vreodată. Uh, cred că cu adevărat vom avea ceva extrem de safe și așa mai departe în uh, niște ani, dar uh, până acolo, uh, în momentul ăsta, dacă e ceva care, uh, care i-ar fi salvat de la moarte pe cei care au murit de, se pare că e uh, vaccinul. Uh, că i-ar fi ținut în spital versus a muri, uh, poate, dar e mai bine decât să moară. Sau că cei care au fost gravi ar fi fost mai puțin gravi. Uh, asta știu din ce vorbesc cu medici uh, și... Uh, uh, și din oameni care au, care au suferit de, de, boală. Eu cred că ceea ce se întâmplă este absolut clasic. Una e să fie niște cazuri de gripă și niște discuții despre vaccinare, că noi treaba cu gripa și cu vaccinarea o avem an de an. Toamnă. Știi că în februarie am avut doar 4, 4, Parcă așa era. Doar patru cazuri de gripă normală. Spre diferență de, normală. Aha, aha. Față, spre diferență de anul trecut când am avut vreo 4000 sau 1000, și ceva nu mai știu. Ceva. Da, păi, da, dar problema e dacă aceste cazuri multe sau obține sunt într-o zi sau sunt întinse pe un an. Că nu, era, era în, în, statistica pe, pe februarie. Mm. A, 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 am înțeles. Uh -huh. uh, uh ce, ce rezolvăm măștile, scuză -mi. ce cred e, e, lucru pervers care se întâmplă atunci când nu avem e, ceva extins, și ce avem ceva concentrat, e, cum e acum e, producerea de aceste milioane zilnic de vac, e, vac, vaccinuri. Uh, e, pe, uh, e zicătoarea asta cu pentru unii mumă, pentru alții ciumă, știi? Sau invers, pentru unii ciumă, pentru alții mumă. Uh, vremea de război pentru mulți oameni înseamnă o ocazie nemaipomenită să vândă niște arme, să vândă niște muniții. să Eu cred că același lucru se întâmplă și acum. Uh, niște companii câștigă foarte, foarte bine în perioada asta. Foarte bine. Și niște oameni din stat. Și niște oameni din stat, și da, eu întreg întreg ciorchine care acum pe pe treaba asta câștigă foarte, foarte bine. o mirare. Dar din nou, obiectiv, una e una, alta e alta. nici nu zic cel mai banal lucru care ar putea fi zis, dar cum se putea altfel? Că oamenii stoți și arătați-mi pe cei oameni care ar fi gestionat asta altfel. De pe Planeta Pământ nu cred că există. Că nu am fi toți uh, Maica Tereza sau așa uh, în sistemul uh, global aceia dintre noi care sunt responsabili de campania de vaccinare și de producerea acestor medicamente și așa mai departe. Uh, e, e absolut clar. Uh, dar una e una, alta e alta în momentul ăsta, dacă e ceva care, din ce înțeleg eu, care aduce o lumină la capătul tunelului e să aceste rem, remedii. A, ah, da, da uh, 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 sau putem să lăsăm și după emisie, eu mi-am adus un kit uh, noi, uh, noi la Cârci m-am zis că uh, din păcate uh, nu, uh, nu avem o capacitate foarte mare de a ajuta demersurile oficiale, dar aducem da, contribuția noastră mică, dar sigură. Da, am, da, și am făcut un shot care se numește Astra Seneca. Asta în urma unui. <laughs> urma, un, știi, gluma de la Onești. A fost adusă din prieten, o glumă la Onești cu oamenii care intră în bar și cer 50 de Astra Zeneca. Okay. Și atunci mm -hmm. noi în replică am făcut un shot Astra Seneca, care am e înțeles. foarte tare și n-a fost comanda de nimeni, că e foarte tare, e absint cu stro 80. Uu, ce Da, 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 da. Când... Da, pentru că e, astra zenic, e sens, te lovește. Și, a, sens, și e funcțional? S-a dovedit? Da, de la al patrulea COVID. rampel în sus are efecte. Și am venit uh, atunci cu, cu alta soluție, pentru că pe asta nu l comanda nimeni și ne-a provocat uh, o prietenă să facem uh, un, uh, un fitzer. Și am făcut un fițer, și am am cu mine, dar lăsăm nu știu cât de ok este în emisie directă să facem Este liber aici, să știm. Atunci, dacă e poate între picături, așa, în timp ce tu mai zici ceva, eu mai pregătesc o chestie. Știi ce voiam să te întreb în timp ce pregătești tu chestie. Lumea a început să înjure în ultima vreme mai mult decât în trecut Conspiraționiști și uh, uh, trebuie să fiu de acord că au început să apară uh, conspirații din orice, unele mai stupide decât altele. Pe de o parte, pe de altă parte, să nu crezi în conspirații mi se pare că nu cunoști foarte bine istorie totuși. Să nu crezi în conspirații e ca și cum ai fi convins de varianta oficială care spune că în 1989, da, la Revoluție, a fost exclusiv voința poporului. Uh, tu ce crezi cu, cu, cu COVID-ul că este povestea? Crezi că este, cum spunea uh, și președintele Trump, vaccinul chinezesc? Sau nu este așa? Tocmai a fost o... Uh, când a, tocmai când credeam că s-a pus ba, Batista pe de unde și cum și ce cu virusul, a fost o... Uh, știre zilele astea, cum că OMS prin specialiștii pe care i are au făcut o anchetă și s-a dovedit că nu este chinezesc, și că ar fi ajuns și acolo de temiriunde. Tu ce crezi? Eu cred că discuțiile despre conspirație... Pentru că OMS-ul, de pildă, a avut niște bâlbâieli impardonabile. OMS-ul... A fost o știre de care mi-aduc foarte bine aminte la acea vreme când abia apăruse, da? Iar președintele OMS, mă rog, Taiwanul s-a trezit făcând o declarație publică spunând că a avertizat China cu două luni înainte de, de existența acestui virus. Iar președintele OMS întrebat în conferința de presă despre acest act oficial e-mail dat de, de Taiwan, s-a ferit să spună Taiwan. Mm -hmm. Pentru că China nu recunoaște Taiwanul. Da, 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 da. Înțelegi? Deja avem o mare bubă acolo. Iar această mare bubă, mă rog, tot ce vine de acolo, din momentul ăla, cel puțin pentru mine, tot ce vine de la OMS, iar de asemenea are un mare semn de întrebare. Băi, ce cu voi acolo? Trump i tăiat de la bani Acum am înțeles că s-a rezolvat problema Decât cu Sleepy Joe Mă depășește, put mă depășește puternic Îți departe de a avea o, o părere De la nivelul meu Tot ce pot să spun e că N-aș vrea să fiu în focurile Sau între Ciocanu și Nicovala Între care se află OMS-ul Care spre deosebire De guvernul național Uh, trebuie să răspundă provocărilor uh, globale, adică a tuturor, cumva ar trebui să găsească acel numitor comun care să funcționeze pentru toată lumea, ceea ce e extrem de dificil. Uh, probabil de asta toate bâlbele astea și brevenirile și uh, nu, 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 cred că o, nu, nu, cred că e ușor să-și găsească ei o poziție, pentru că orice ar face o să fie greșit într-un fel sau altul, mai ales într-o situație absolut nouă. Legat de conspirații, e o treabă, aici din nou recurg la experiența mea post-sovietică în perioada URSS, una dintre cele mai mari înjurături era fascist. Fascistule. După 90, cuvântul ăsta fascistule în spațiu vorbitor de limbă rusă a ajuns în jurătură. El și-a pierdut din nuanța inițială și la posturile de limbă rusă din anii 90, toată lumea pe toată lumea se facea fascist. Ceaușescu în 89 a, a spus despre ce se întâmpla la Timișoara că este o adunătură de fasciști. A, E, știi, dacă acolo, să zicem, că mai puteai motiva de faptul că luptau cu regimul comunist... Nazist, da, acum știi, ales... Știi, poate că undeva mai era așa un ultim, mai ales că el uh, și în discuția cu Gorbaciov a zis că noi suntem ultimii pe baricade care apărăm valorile lui Stalin. Dar și voi l-a stradat. Uh, să zicem cumva... Dar în anii 90 deja era... Și atunci a ajuns în derizoriu termenul ăsta și nu mai avea nicio legătură cu înțelesul inițial. Eu cred că la fel e și cu conspiraționist. E o înjurătură. E dă în... Cam asta înseamnă conspirație. Toată lumea, pe toată lumea se face conspiraționist, și aceiași oameni, în alte discuții sau în alte circunstanțe, sunt convinși că e așa și pentru asta s-au adunat 100 de oameni undeva și au decis. Ce mă deranjează pe mine, în paranteză spus, la toată treaba asta, este că a ajuns să se pedepsească, dar cum să spun, nu la nivel de stat neapărat, deși se întâmplă și acolo, la nivel de partii și așa mai departe. USR-ul e campion aici. Dar se întâmplă între prieteni delictul de opinie. Băi, nu e ok să ai altă opinie. Uite, asta, dacă e o problemă mare, asta e. Când ajungem să ne certăm pornind de la teme politice, acolo s-a dus. Adică, nu știu, orice, dar nu ne stricăm prieteniile pe chestii politice ne, ne batem, ne certăm, discutăm în contradictoriu orice, da, dar, nu asta, că de acolo încep problemele abia. Adică noi una pe alta trebuie să conștientizăm un lucru, că noi și ei înseamnă noi prietenii și ei neprietenii. A, a, asta să uh, uh, nu știu, deosebirile. Acest tip de nevroză uh, pe care îl observ eu de ceva vreme, nu este nou uh, între prieteni, înțelegi? Doar că acum, Pur și simplu bate în roșu. Știi cum bat vumetele când, când îți distorsionează sunetul, să rămâne rămână în roșu acolo. Uh, Unul la mână, doi la mână. Cel mai ușor să manipulezi oameni este să-i faci să devină emoțional. Oamenii când sunt emoțional sunt foarte ușor de manipulat. Mi-e greu să mă hazardez acum și să spun că. Uh, să devin conspiraționist și să spun, băi, unii vor să ne țină tot timpul sub... sub, uh, sub uh, uh, talpa asta a emoției ca să facă ce vor din, din, noi, știi? Nu vreau să mă arunc în discuția asta, dar ca fenomen nu pot decât să-l constat și să-l constat cu oareși ce îngrijorare. Eu sunt convins în felul următor. De fiecare dată când va, va apărea o problemă, vor apărea și oamenii care vor dori să capitalizeze pe această problemă, cu siguranță. De fiecare dată când va avea loc un protest, vor exista forțe de ordine care vor zice, iată, oamenii răi, trebuie să nasprim uh, legile. De fiecare dată când din acest protest se vor desprinde 10-20 de oameni care vor strica o vitrină, uh, legislatorii vor spune, iată, trebuie să năsprim nasprim legile. Uh, deci, da, asta chestie de manual deja. Da. De, da. de Este asta conspirație? I don't think so. Uh, 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 dar cu siguranță dacă ai uh, veni și ai zice asta, se vor găsi statistic oameni care vor zice, hai mai, conspirație. Și uh, cu siguranță primii uh, care vor spune lucruri de genul ăsta vor fi chiar din partea celor care na, doresc să promoveze asta. Și astea sunt lupte pe care noi acum învățăm, acum le cunoaștem, acum le deprindem. Înca în Franța, vor în fi început mai demult, au alte abordări, des mai avansați cu trebile astea, poate că de asta sunt foarte sensibili și atunci una-două proteste, una-două așa... Anglia la fel. Anglia la fel, da, da. Germania. Germania, statele care au inventat toate lucrurile astea și care au făcut tot timpul presiunea asta și atunci cumva se ține la un. se ține ceva într-un soi de echilibru. Eu sincer, nu cred că asta înseamnă. asta înseamnă să, să, să fii conspiraționist. Eu sunt total fanul acelei glume cu, dacă cineva își imaginează că toată treaba asta cu pandemie e organizată, păi, nu știu, aș vrea și eu să, să se ocupe de, de următorul lucru, de niște probleme, ca de exemplu, nu știu, construcția de autostrăzi. Trebuie să fii foarte optimist să-ți imaginezi că fără ca să se afle în niciun fel oameni de pe toată planeta s-au organizat atât de bine. Adică cât de eficient o fi organizația asta care a organizat. Adică dacă guvernele naționale din toată lumea nu pot să se adune să facă niște chestii super simple în statele lor, aici dintr-o dată e așa zbang. Adică cât de 100 de ani planificau treaba asta. Știi? Și, și atunci, bineînțeles că aia îi o chestie conspiraționistă. Dar faptul că apare problema asta și pe problema asta apar mulți care vor să facă niște bani și să profite maxim. Este indubitabil. Adică n-ar... Adică ei de ce mai există acei oameni? Păi da, asta e activitatea lor, a multor instituții, a multor așa, să capitalizeze o oportunitate care a apărut. Am înțeles. Nu-l vezi ca o conspirație acest virus făcut în laborator și scăpat în lume. Eu, eu cred că e prea devreme. Cred ca că să... prea devreme. Adică nu ne așteptăm la un proces de la, ca la Nuremberg. Nu cred. Nu cred. Uh... E eu eu n-am luat în serios uh, nici acum nu prea iau în serios ideea asta cu, cu virusul creat în laborator, uh, dar mă uit acum cu curiozitate la sunt niște discuții. Uh, sau sunt întrebări ca pe care ni, ni le ridicăm. Da, 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 uh -huh. da. da și, și este foarte normal și foarte bine când punem astfel de întrebări, pentru că uh, aici nu se, depășe, nu se Pedepsește delictul de opinie. Da, 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 da. P să ne imaginăm că așa ceva ar fi posibil, da? să ne imaginăm că așa ceva ar fi posibil și cineva ar pune în funcțiune astfel de mecanisme. Păi, e, ar fi foarte grav. Și atunci e foarte bine, dacă, dacă avem posibilitățile de tehnologie să studiem un astfel de lucru și să ne dăm seama, nu mă pricep, dar dacă avem posibilitatea să ne dăm seama dacă e ceva creat în laborator sau nu, eu cred că ar trebui să depunem toate eforturile și să studiem treaba asta. Mai sunt tot de lucruri bizare care s-au întâmplat în pandemia asta de când a apărut virusul. Unul la mână, uh... Este cumva ce spuneai tu mai devreme. Bă, ce frumos să de dopul Mă, mi-e dor de sta la cărciu, mă, și da auzit dopul de la sticlă. În fine, a scos, la, a scos la nivelă foarte multă incompetență, la nivel de stat. Nu numai în România, ci în toată planeta. Am adus, nu întâmplător, acest vinil cu Gogol Bordelo, trupa mea preferată din Ucraina, Cred că ar trebui la tine la bar acolo de, să faci niște ser pe vinil. E în plan, e în plan. Ok, cheamă-mă că s-ar putea Absolut. să vin să pun niște păi muzică. Absolut, în capul listei. Uh, nu sunt mare specialist în mixat, dar să pun pe vinil și să pui acolo așa și așa. Da. În fine, este una din plăcerile pe care le-am... Uh le-am dezvoltat în acest lockdown și pandemie, am recondiționat un pic am cumpărat i am cumpărat curea, am curățat eu și cu un prieten și mă bucur de un sunet Dumnezeule. Î -î îmi dă calitate vieții. Cred că e unul cel mai sănătos lucru pe care poți să le faci când stai în casă închis, să-ți asculti o muzică, dar să, să, înțelegi și cred că vinilul face asta mai bine decât orice, mai bine decât CD-ul, să înțelegi ce Dumnezeu a făcut la în studio, ce a vrut să facă. Iar Google Bordelul ăsta pe care l-am aici și care este unul din discurile mele preferate pe care când l-am ascultat, l-am ascultat timp de un an în fiecare zi, cel puțin o dată, atât de tare mi-a plăcut, se aude impecabil de bine. Plus că albumele astea cred că sunt gândite într-un fel în care să aibă două părți, în care să, nu știu, să pui, adică dacă le pui în Winamp și te obișnuiești cu sunetul de Winamp, mă rog, acum nu mai e Winamp, Eh, ba da, 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 mai generic probleme. vorbind mm -hmm. uiți de tot ritualul de a pune niște muzică și te raportezi foarte diferit te raportezi foarte leneș la muzică și doar dintr-un click sau așa toate lucrurile rulează, te obișnuiești cu acel sunet și uiți de fapt că sunetul are mult mai multă profunzime este problema asta și pe Spotify. Nu sunt piesele normalizate. Poți să ai o piesă la un Așa nivel și la un tras... moment dat îți sare, pur și simplu să bate în roșu sau sau de mult prea tare. O altă piesă de la o altă trupă. Nu o Dar cred că sunetele. nu prinde toate, toate frecvențele oricum. Nu Cred că dacă prinde, pui în vinil, ai, ai auzi frecvențe pe care nu le auzi uh, pe, pe ori, po poate pe peliculă, s-ar putea să le auzi dacă s-a tras de pe... Uh, pe mine așa m-a învățat uh, un inginer, uh, inginer de meserie de care aducea niște lucruri, uh, echipamente vechi din Germania, le recondiționa și le vindea. Uh, și de la el mi-am cumpărat uh, sistemul meu de ascultare uh, și el zicea că uh, vinilul nu-i un mediu de ascultare, e un mediu de păstrare a muzicii și că, dacă ar fi să fim foarte corecți cu muzica, ar trebui să tragem pe bandă de magnetofon lată, să ascultăm de pe bandă, și când s-a demagnetizat, când începe să se compromită, să ștergem și să înregistrăm din nou de pe vinil. Dar că să asculti de pe vinil e un mare privilegiu, pentru că acolo ai 100% tot ce s-a înregistrat. Este un aspect pe care l-am încasat din plin și de care mă bucur. Dacă închizi ochii, știu o piesă foarte bine, da? Hai să spunem un Rolling Stones pe painted black. Uh, am un vinil rusesc cu Rolling Stones și care are painted black. Dacă închizi ochii, pur și simplu poți să-ți dai seama cum mm -hmm. sunt așezate instrumentele. Da, 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 da. <coughs> și uh, cred că am pățit asta cu un Red Hot Chili Peppers. Aveam impresia că am toba mare, ăla care bate la tobe, da? Uh, uh, Chad la Red Hat, avem impresia că este în camera alăturată. Pur și simplu atât de bine s-auzea toba. Eu nu auzi asta pe inam Nu, 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 nu -ai nu ai cum. Exclus. Și atunci, dacă nu nu rezonezi cu ce ați vrut la să facă în studio, exact. de ce Dumnezeu da, da, stau da, să da. mai ascult și să plătești? La da, secundă de secundă de secundă care într-un final se constituie într-o se construiește într-o experiență, de fapt. Nu întâmplător am adus vorba despre Gogol Bordelo, pentru că ei sunt din Ucraina. Ai văzut? Ai urmărit zilele astea ce se întâmplă în Ucraina? Am adică. văzut doar o știre în care se vorbea despre faptul că rușii au uh, cum se spuneau com comasat uh, armata la Hotar. Deci treaba Sau este în următor. găsești pe net în momentul de față virale cu tankuri și vehicule blindate care uh, sunt concentrate uh, și de Rusia și de Ucraina în zona controlată de separatiștii ruși. Kievul are încurajarea lui Biden, se pare, care l-a făcut zilele trecute criminal pe Putin. Băi, a făcut asta. Așa. Uh, și care spune că în caz de a pornește cel de-al treilea război mondial, uh, sună cam mult prea mult, dar așa sună declarația, va avea sprijinul, sprijinul Washingtonului. Unul la mână. Ucraina nu este în NATO și nici nu poate fi în NATO prin aceea care are baze rusești militare acolo. Doi la mână. Moscova a avertizat Washingtonul să nu se amestece, iar ucrainienii se pare că au devenit foarte ofensivi. Mai Am mai citit că este un uh, ofițer superior, da, de la, un doctor în, uh, un doctor al Academiei sovietice de, de științe și care este un tătic în doctrina militară și care spune că această criză are potențialul de a se transforma într-un război paneuropean. Dacă nu chiar într-un mondial. Pe acest domn care spune asta este, îl cheamă Pavel Felgenhauer. Ce Dumnezeu se întâmplă acolo? Băi eu știu că nu prea e sănătos. Oricât de mult ai urâ rușii, să te duci să dai cu, să, să, să cu bățul pe la gardă acolo. Ce Dumnezeu se întâmplă? Eu A nu cred că la nivelul ăsta vorbești de emoții atunci când apar declarații de genul ăsta nu, nu, poți să greșești așa într-o, la un nivel mai mic, undeva, cineva, în presă sau la un dineu, dacă cineva spune un lucru ca ăsta, știind, fiind conștient că așa e, și ceilalți replică la același nivel, e, nu știu, e, încerc să... Să-mi păstrez optimismul și să cred că e doar un schimb de replici dure, un soi de testare reciprocă. E, ca o mică paranteză, am fost o singură dată în Israel și vizitam un bun prieten de acolo, care locuia oarecum în apropiere de președința ministrului apărării, care întâmplător e din actuala Republică Moldova, pe atunci Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, am uitat cum îi zice, și în diminețele în care acel general de armată și ministru al apărării, așa și zicea, Uh, îi omorâm pe toți arabii, îi distrugem, îi facem în acopământul. Tot Israelul știa că azi va fi pace. Azi nu o să urce niciun avion în aer, azi o să fie tot ok. Uh, adică de fiecare dată când e un discurs din asta foarte, foarte dur, e, e și un semn că lucrurile astea, când se întâmplă, cred că se întâmplă pe neprins de veste. nu cred că. Se dau comunicate de presă. Eu cred că ne trezim cu știrea că s-a intrat, s-a făcut, s-a... Asta e, e felul meu optimist de a, de a privi problema. Tare sper să fie așa. Îmi place să cred că este cum spui tu. Din câte știu eu, din ce am mai citit, Rusia are mare nevoie de liniște în Europa pentru că e o sursă de bani pentru ei. și. E ză cu... sursa de bani. E ză sursa de bani. Uh, inclusiv am înțeles că sunt o grămadă de firme și în România care par austriece, olandeze și așa mai departe care au în spate de fapt nu e tocmai ce scrie pe etichetă știi? Au nevoie de liniște n-au nevoie de treaba asta, este limpede uh, pe de altă parte nu am înțeles ce se întâmplă exact în Ucraina, pentru că lumea acolo este foarte nemulțumită uh, nu știu care sunt interesele Americii în Ucraina. E o sursă de bani pentru ei, mă îndoiesc. Și de, de, mai sunt voci care spun că acest eventual conflict militar da, era mai de mult în cărți și că i-ar fi pus Trump Batista pe țambal și că acum a reia. Da, conflictul, în general și conflictul militar, e o chestie foarte, e o rană deschisă în, în ce, ce, numim mai statul ucrainean de sute de ani. Nu e ceva nou, dar ce se întâmplă azi. Eu mi-am creat părerea despre ce înseamnă conflictul din Ucraina de astăzi, citind cât de mult am putut găsi despre ce s-a întâmplat în început de secolul XX, când ai avut exact aceeași dinamică de repartizare a intențiilor. Ai avut uh, un puternic grup pro-rus, un puternic grup uh, uh, nu neapărat pro-occidental, uh, pro-occidental prin uh, forța lucrurilor, dar un grup uh, ultranaționalist, deci ucraineni și nimic în afară de ucraineni, și un grup de centru, cumva nici care a cărui uh, teză era Trebuie să fim independenți, dar să fim în mare împăcare cu Rusia, că noi cu ei suntem vecini și o să fim tot timpul vecini. Toate aceste trei grupuri însemnau niște armate, niște forțe armate care au luptat între ele timp de ani și ani de zile, în, la început de secol. Eu cred că în Ucraina de astăzi avem exact aceeași situație. Uh, odată. Doi, când a fost conflictul din uh, Georgia ce an să fi fost? 2006 sau uh, așa ceva, 2006. Uh -huh. uh, din ce mi amintesc mintesc uh, uh, Sakașvili atunci intrase în conflictul ăsta având asigurări din partea NATO că uh, he will be backed up și n-a fost. Uh, de, de aceea nu știu. Uh, și toată de ce te întrebi? pe toată lumea. Cred că acum mai mult de 10 ani am ajuns la un dat la Praga. Uh, și am luat toate cârciumile la rând, uh, vorbind românește, spuneam des da. Ah. M-am prins de asta la un moment nu mi-am dat seama din prima, iar uh, trecea, trecea, -a că trecea chelnerița pe la masă și schimba scrumierele că să fuma în cârcium la vremea schimba scrumierile la toate mesele, mai puțin la masă la care Da, da, eu. da, da, da. da. Până la urmă m-am prins, zic, băi, zic, stai un pic. Uh -huh. că au crezut că suntem ruși și probabil că de asta au atitudinea. Asta era și o atitudine ostilă, o simți. Uh, întrebarea mea era dacă uh, atitudinea a, uh, a cetățeanului de rând din Praga, uh, cu asta din uh, România sau cel din, din București, uh, aici este o grămadă de, de uh, oameni care urăsc din toți rărunchi uh, mama Rusie. Uh, nu știu cum este Moldova, și te întrebam cum este la nivel de, de populație uh, sentimentul lor față de Rusia. În Moldova. Ca să știu dacă mă sperie tipul ăsta de declarații sau nu până la urmă. În, în Moldova, mă, experiența de cum viețuire cu populația slavă în general și cu cea ucrainană și rusă, după părerea mea, este o experiență uh, uh, destul de ok. Obiectiv vorbind, uh, procentul, să zicem, de extremă predispoziție anti-rusească uh, e foarte jos. Uh, partea groasă a electoratului, a populației din Republica Moldova, uh, și-ar dori să fie în pace cu toată lumea. La fel și extrema pro-rusă din Republica Moldova are un nivel foarte mic. Eu cred că din felul în care percep eu România, Bucureștiul, unde stau de 16-17 ani, e că nu e România nu e atât de anti-rusia pe cât s-ar putea crede. Pe cât vorbesc cu oamenii încălcâi. Da, adică eu o. E o predispoziție, poate nu priviți ca cei mai mari prieteni, dar nu e, sau acel nivel de lipsă, de simpatie, nu e uh, nici pe aproape cu ce avem în vestul Ucrainei. Adică dacă vrem să vedem senza, uh, sentimente antirusești, putem să mergem în vestul Ucrainei, și acolo o să vedem am înțeles. ceva destul de grav. Adică extremele pe care le ai în Ucraina, nu le ai în Republica Moldova, nu le ai în România. România, cel mult niște oameni știu despre niște lucruri. Eu am amici foarte buni în București, nebasarabeni, fără niciun fel de descendență basarabeană sau rusă sau doar orice alt fel, care sunt foarte proruși. Eu n-am înțeles asta la ei, nu în sensul că aprob sau dezaprob, Uh, ci nu, nu înțeleg care-i uh, what are the grounds. Nu știu ce înțelegi tu prin prorus acum, dacă... Pentru fan că... Putin, fan, un anumit discurs uh, 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 din ăsta... Adică, na, uh, bine, uh, poate că nu, 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 sunt cinstit când zic asta. Eu înțeleg de unde vine, de fapt. Dintr-o... Putin are, creează impresia asta de om hotărât, om care știe ce vrea. Și atunci asta poate crea. Doar cu, și atunci oamenii care sunt pro-Putin, mă gândesc la 2-3 prieteni în special acum care văd asta, poate că e doar un fel pasiv de, de a zice nu ne-ar strica mai multă hotărâre. Deci poate că nu neapărat pro-putinism sau așa. Dar ce în Ucraina, noi nu avem în România, în ce ce prește Rusia. Tu acolo niște teritorii care sunt locuite de oameni care zic noi suntem ruși și niciun fascist nu va călca în acest oraș pentru că toată industria de aici e făcută de ruși și de URSS. În Est uh, și în Vest, ai niște extreme naționaliste înfiorătoare. E, și și ambii, ace, a, ambele aceste extreme uh, sunt destul de pregătite să pună mâna pe armă, dincolo de ce se întâmplă acum, de câțiva ani. Că conflictul n-a murit, nu e în știri. Dar, dincolo de asta, e o chestie care fierbe acolo și pe care noi nu o cunoaștem. Am fost uh, vreo două zile la cernăuți. Uh, pe la începutul conflictului, dar după punctul uh, culminant cumva, când, când rușii n-au reușit să treacă de Mariupol, uh, și în oraș era plin de armată, dar cernăuții hăt departe de... și se simțea în țară toată tensiunea asta și cernăuții relativ echilibrat, dar dacă mergem în Ușgorod sau acolo unde au luptat cu sovieticii până în 47, uh, e, și noi cumva când vorbim de Ucraina anti-ru, ne raportăm la, la această parte, Ucrainei anti-ru, ca o parte pro-occident, ceea ce este relativ inexact. Noi acolo vorbim de o parte ultra-naționalistă mai degrabă decât pro-occident. Faptul că occident, occidentul pasiv sau activ girează activitatea lor sau punctul lor de vedere, asta merge în paralel cu treaba, da? Pro-occidentalii, cred că mai degrabă, totuși mai spre centru țării, pro-occidentalii de, de dragul pro-occidentalism. Te-am întrebat mm. ce înseamnă pro-Putin pro și pro-Rus mm. în momentul de față, pentru că dacă eu opinez, și chiar asta o să fac, că în acest moment Putin, for real, nu-și dorește un conflict și un război, pot să cad de drept pro-Rus și pro-Putin imediat, știi? Eu sincer Comfort cred că nu-și dorește. De... Nu cred că își dorește. Eu cred că Rusia are un momentul de față și are de câțiva ani o problemă cu scăderea natalității, mai are Va, problema are probleme... pandemiei păi... și are probleme cu resursele. Ei trebuie să-și tragă banii acolo. Un război nu le rezolvă această problemă în momentul de față. Mm, cu excepția unei nuanțe. Uh, ei nu duc strălucit. Uh, Rusia și-a luat un avânt foarte puternic când au crescut prețurile la petrol uh, și după aceea încep să o ducă foarte greu. Pentru că Rusia n-a mers pe ideea de consum după căderea SSMS pe ideea exploatărilor masive. Na, în comparație, poate, cu alte state, poate că, da, construiați mai mult, da. Ei, ca populație, sunt la nivelul anului 1920, dacă nu greșesc. Adică să nu confundem partea de propagandă sau partea de cultură care s-a dezvoltat foarte puternic să nu o suprapunem neapărat pe o dezvoltare în ansamblu a societății și a economiei. Dar cu siguranță nu-și dorește un conflict, dar să, să nu ratăm o nuanță foarte importantă. Spiritul rus nu acceptă nicio formă de umilire. Din momentul în care ei au ieșit de sub cizma tătărască acu' câteva sute de ani, uh, ei, ca națiune, sunt foarte înfipți. Nu o să tolereze o ofensă, mai ales după ăștia vă 10-15 ani de redresare, de reactualizare a mândriei de popor mare. Uh, ei au convingerea... Uh, exact ca americanii au convingerea unui popor mare, a unei culturi mari și așa mai departe, oriunde mergi în lume, în metro, vezi două națiuni care vorbesc foarte tare în metro și în tramvai și așa, americanii și rușii. Acolo e ce se va întâmpla cu nuanța asta și ce rol va juca această nuanță. Avem toată această discuție pentru că pe mine personal m-a îngrijorat un pic această situație, acest schimb de declarații, o dată pentru că suntem aici cu dvs da, avem, noi avem DVS-ul, dar suntem în graniță. Și uh, mi-aduc aminte de o declarație dată cu câțiva ani de, ministerul de ministrul de externe rus, care a spus că dacă Rusia spune capul să, să ocupe România, nu ia mai mult de 18 minute, ceea ce cred că este adevărat. Da, poate nu 18 minute, poate 2-3 zile, dar. Acolo. Eu am, eu am mare încredere că noi o să reușim să facem ce am făcut, ce facem de vreo 2000 de ani încoace, așa nu să jucăm la vreo 4-5 porți odată și cât de cât să ne scoatem, cât de cât. Măi, știi de unde e, de A, fapt, îngrijorarea vorbind. mea? Îngrijorarea mea este următoarea. Uh, întotdeauna, istoric vorbind, de câte ori s-a întâmplat un conflict într-un țară, oamenii, populația, Da poporul s-a așezat în jurul președintelui. Mm -hmm. S-a coalizat că-ți plăcea, că nu-ți plăcea. cu eram cu președintele, ieri... Cu Iohannis nu știu ce să zic. A, nu mă pune să deci nu știu așa. ce să zic. Pă bun, adică... <laughs> da, repet, cu Dancil ar fi nu, fost fan. Cu ăsta nu e Ei. nici măcar fan. <laughs> Și nici vreo diferență. Da, ok. Da, okay. nu, sper, nu chiar, chiar sper să nu se întâmple nimic. Nu, nu. Și, și nu, nu vreau să comentez de, de Iohannis, pentru că nu am, n -am, n -am nici expertiza și... Nu. Ok, ok, ok. Păi nici n-ar fi mare lucru de spus. Bă, da, președintele are un rol simbolic, una peste alta, mult mai mult contează celelalte forțe. Să sperăm că nu o să ajungem într-o situație în care va trebui să ne punem problema asta cu, mă rog, la modul organic. Am înțeles. Tu ești optimist că nu o să se întâmple nimic păi, de ce fapt? mai avem de făcut? păi să bem, uite. Ce, ce Dumnezeu ai făcut în paharul ăsta? Explică. Niște... Ai niște gin și niște gin, prosecco. Prosecco, lime. Și asta e Pfizer. Pfizer. pfizer nostru pe care l-am numit Pfizer. Pfizer. Pfizer, că ziceam că am făcut acel shot și era foarte dur și o prietenă ne-a zis, păi Vlad, nu o să comande nimeni niciodată asta, faceți și voi măcar așa ceva, un, un pfițer. Și am zis, perfect, pfițer. Și dacă e pfițer, trebuie să fie cu șampanie. Și atunci am zis, ok, șampania prima dată și ce să adăugăm? Am încercat să adăugăm vodka, dar n-a ieșit pfițer, a ieșit, pfizer, a ieșit uh, sputnic. <laughs> și uh, astfel încât uh, am, am zis, nu, cu gin. Cu gin. Nu și sunt mare bun. specialist în șaturi, dar să combin totuși niște niște stroh, niște. Absinț. niște absint. Uh, da. da. Uh, conspiraționist cum sunt, încep să cred că faci niște arme de distrugere în masă. Ăla. Uh, asta e și. Uh, sunt două băuturi pe care de obicei nici nu prea pus să le înghiți pentru că ele se, se duc în papilă. Da, 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 da. Din limbă relativ repede, se evaporă acolo, se... Da, 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 și te neacă ștrou, te neacă, puternic. Dar am o, hai să zic, o poveste e, foarte mișto cu niște prieteni din Franța, e, o trupă de jazz din Bordeaux, care au venit e, la un moment dat în București, ne am înprietenit, ne-a aruncat întâmplarea într-o situație, ne-am împreetenit, lor le-a plăcut foarte mult București, și au zis că o să revină. Și doi ani mai târziu au revenit și au organizat câteva concerte pe aici pe acolo e, și au cântat și în phone. Uh, și în prima seară, și, și au stat la mine vreo 10 zile, ne-am simțit nemaipomenit, a fost așa pe maximă hipioșenie. Și uh, patru băieți. Uh, și în prima seară am zis, ok, azi, mine, poi, mine, cât nu aveți niciun concert, munci în fiecare seară ne facem. Uh, și le-am prezentat Stroh. <laughs> e, e foarte curios că noi în România știm foarte bine de Stroh, dar în afară de noi, în, pornind spre vest, nu foarte multă lume știe de ștru. În afară de Austria, unde se face. Da. Ah, și unde e folosit ca ingredient. De nu, fol nu l nu bea nimeni, nu s-ar gândi nimeni vreodată să-l bea shot. <laughs> și le-am prezentat această băutură. Serios asta se face doar aici? Nu știam. Nu, 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 e folosit ca ingredient. Da. Adică îl faci, e, participă în șoturi. Da, a, dar nu-l bei separat Da, singur. am înțeles Nu <laughs> iar dacă cuiva prin cap să facă asta mm -hmm. La noi se bea Uh, și uh, le-am prezentat această băutură băieților uh, și ei în seara aia au zis ok, hai să mai bem un rând. Și am mai băut un rând cu ei și ce au zis hai să mai și am zis ok, eu <laughs> sunt ok, nu mai beau și am mai băut, au terminat uh, sticla în seara aia, uh, și au zis să mai iei că o să mai trecem uh, și după am rugat să le dau patru sticle cu ei că ei în Franța nu găsesc așa ceva. Că dacă ei erau mari bețivi și ar fi știut că e în vânzare. Și le-am dat vreo câteva sticle cu ei și au revenit seara de seară în tot sejurul ăla. Știu că le-am lăsat sticlele, cheile, trebuia să plec din țară într-o mică călătorie și ei au venit în continuare, veneau la phone și de fiecare când veneau, terminau ștrou. Am înțeles. Se pare că avem aici niște obiceiuri care despre care și eu iau la cunoștință cu surprindere că nu se întâmplă în vest. Sau, mă rog, pe lângă noi am avut o discuție, am avut niște amici polonezi cu care am petrecut ceva vreme acum câțiva ani care erau siderați de două chestii de nu vrea să le creadă unul la mână erau telemeau arasă pe cartofi deci nu s-a văzut așa ceva la ei, adică cum s-a brânză pe cartofi prăjiți zic uite, așa, foarte mult și toaletele turcești budele turcești -nu, pentru că ei era un fel de început de orient asta Nu numai că era început de orient Dar nu, nu știau, nu înțelegeau Noima pentru că ei nu s-așezau Dacă voiau să facă treaba mare Nu le-a dat în cap să se așeze cu spatele Și aveau dileme de cum nimeresc treaba știi? Aha. Și a trebuit să le explic Cum să folosește casă N-au văzut în viața lor așa ceva Repet, niște oameni din Polonia Polonezii băieți <sus> Da eu sunt mare fan a igienei uh, uh, nu știu cum... Care știu, știu, și, eu, și eu la fel, și eu la fel. Inge uh -huh. ori orientale, sau orientului mijlociu, dacă ca să-i cuprindem pe toți. Uh, că tot ce înseamnă popoare din zona asta, uh, uh, islamul promovează, dar cred că nu islamul, cât cred că condițiile din orientul mijlociu uh, au impus prin religie așa. Uh, e foarte sănătoasă, e foarte sănătos wc turcesc, din ce știu eu e foarte bun pentru intestine uh, felul în care te așești așa e, e foarte sănătos uh, uh, și buda turcească în sine e mult mai igienică decât uh... Stă absolut de acord cu tine, plus că din Orient vin și o grămă de chestii foarte mișto Dansul din Buric, mâncare da. <laughs> Dansul din Buric, ok <laughs> oh, Da, bineînțeles înțeles.... Uh... Mă uitam am un uh, stand-up comedian american pe care îl urmăresc, îl cheamă Andrew Schulz, a, nu cunosc. Uh -huh. care a explicat la un moment dat foarte corect. Zice, ok, înțelegem tot acel politică corect, ne înțelegem feminismul, înțelegem uh, treaba asta de egalitate, o respectăm. Unde o avem ce mai, ce, cel mai pregnant? Păi o avem în Canada și o mai avem în Suedia unde e mâncarea proastă și, da? My point, exactly! Ok, dar unde este mâncarea bună? Păi este în Orient, unde stă femeia la cratiță, este în zonele astea unde n-a ajuns să... Nu o să mă crezi, uh, nu, 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 nu știam despre oros. acest stand-up comedian, dar cuvânt cu cuvânt uh, ziceam asta după ce am făcut prima călătorie adevărate în Turcia, de zile, nu de jumătate de oră între avioane. Uh, uh, dar uh, nu gătește doar... Uh, Femeia gătește acasă, în Orient, uh, dar de, din săptămânile petrecute în Istanbul, uh, mă rog, nu e cel mai... Uh, Nu-i neapărat un avampost al... Uh, sau cel mai... E, e unul dar, dintre dar, ele, dar Pentru totuși... noi e. Da, 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 da. da. de, fapt, Când ieși în oraș, gătesc uh, doar bărbați. În toate locurile de mâncare din oraș gătesc doar bărbați, femeile au rolul de soție și gătesc acasă. Uh, uh, am cunoscut într-o uh, seară în Istanbul uh, un băiat cu care ne-am împrietenit și am mers să bem ceaiuri pe aici, pe acolo, pe dincolo, mi-a arătat niște cârci. Uh, și el era uh, căsătorit cu o uh, fată din Belarus, era la doua căsătorie era foarte fericit pentru el asta era o căsătorie cu un om occidental uh, el zicea că în prima căsătorie uh, nu se simțea fericit pentru că femeia lui era doar la cratiță acasă și doar îngrijea copiii și nu putea avea o discuție cu ea când ajungea seara, nu, nu avea o experiență plină, ca să zic așa, era efectiv o gospodină și doar atât și acum se simte foarte fericit cu această soție belarusă pentru că poate să discute cu ea de bine de rău, Chestii. Nu, nu, nu pare a fi genul care, nu știu, să vorbească, să discute, nu știu ce știu, lucruri extrem de așa. Era un om obișnuit, în principiu. Da, chimie între oameni, da. Dar avea o chimie foarte bună cu fata asta și zicea că se simte mult mai fericit decât în prima căsătorie. Și cred că se vor schimba și acolo lucrurile pe măsură ce tot mai mulți bărbați vor înțelege că emanciparea e un lucru din care au de câștigat toți. Eu sper și cred că nu sunt legate. Sunt două lucruri care se întâmplă să fie așa, că nu sunt legate bucătăria și pe măsură ce se vor emancipa societățile, asta nu va dispărea bucătăria. Eu cred că bucătăria și cultura asta anatoliană în care noi ca români în acea cultură ne scăldăm. După ce am călătorit în Turcia, pentru mine persoana a devenit extrem de clar. Noi suntem anatolieni de la până la, cu muzica, cu felul de a simți, cu felul de a vorbi, cu felul de a sta în stradă, așa, la ceva de care să tragem din foarte multe, cu mâncarea, nu mai zic, tot, 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 tot. tot. Eu cred că noi suntem foarte mult acolo și iată demonstrăm că se poate Uh, vor fi voci care Probabil mă vor contrazice Dar în totuși uh, în comparație cu Multe societăți de acolo Eu cred că la noi lucrurile sunt relativ Mult mai ok pe partea de emancipare uh, Eu nu cred că va dispărea bucătăria Deci eu nu văd uh, Exprimându-mă științific O corelație între uh, O să mi-asum eu Să-mi urc progresiști în cap Găsesc femeia la cratiță foarte sexy în calitatea mea de estet și de pasionat de mâncăruri, femeia, crediți arată foarte sexy. Uh, uh, cred că este doar una dintre ipostazile, ipostazile în care o femeie poate fi sexy. Am zis că. am zis că toate. Am zis că e una dintre. Eu. Uh, aoleu! leu. Uh, acum. Uh... Și ce poate fi mai recreativ decât să stai să experimentezi la Let me tell you, Silviu. Uh, în acei zi, cât or fi 10-11 ani de cărciumăreală, uh, vreau să-ți zic un lucru. Uh, apar uneori în acele seri, uh, apar acele fete fără băieți, deși știu că au prieteni, uh, care nu sunt puse pe agățat, nu sunt puse pe nimic, uh, emancipate, super drăguțe, foarte atrăgătoare, Uh, care stau doar între ele. Uh, și... Cheamă mă să-ți dovedesc contrariul. Uh, și care sunt foarte... Știi? Și serile alea... Uh, nu, nu, e nimic uh, care să mă îndemne la flirta. Sau, oricum, ca, uh, ca barman îți dispare chestia asta după un an cu uh, neapărat să flirtezi, că e complet... Știi? Încă să e o treabă și de la marketing, serii... mai crești. Sunt acele seri în care în care te uiți și zici: Ce mișto că suntem o societate emancipată sau că există. Știi? Mm, și ce mișto că poți să spui tu asta despre București. Da. Absolut, absolut, uh -huh. absolut. Da, cred că ziceam și data trecută când am fost eu personal tot așa cu riscul de a, de a mă prinde niște pai în cap, dar eu personal din experiența mea văd Bucureștiul ca un oraș cu femei foarte emancipate și care nu se, -ă, când stau la o masă cu băieții nu se văd ca fiind de... Uh, 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 ca, categoria a doua sau ca uh, uh -huh. da, am înțeles da. ne-empowered ca să participe la discuții. Total de acord. Nu. Adică, nu. Nu, nu cred că ar risca vreun băiat în București să să aibă o atitudine din asta de a o pune la locul ei pe fel că și-ar lua-o și de la băieți, de la fete la acea masă. Știu, nu este un fenomen social care să te îngrijoreze în această. Dar da, 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 mi se pare foarte asta. echilibrat. Mm -hmm. Dar nu întotdeauna că am fost așa, nu cred că am fost altfel. Eu cred că da, 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 da crezi că am da, fost altfel poate, și că no, s-a no, rezolvat no, 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 în ultimii ani? Nu, no, 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 nu, 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 nu. Și față de minoritățile sexuale sau whatever, am avut cred că poate cu țiganii să fie avut mm, ceva dar am mai avut și multe la probleme, dar altfel n-am avut Prietenele mele mai mari decât mine cu 15, cu 20 de ani, eu sincer nu văd vreo, nu știu, să zic așa, o traumă sau ceva egale și o egalitate absolut firească. E zice echitate. Da, da, da. Ca asta cu da, deja... It's a Satan tool. da, 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 da. Da, da. îți vine să crezi în stat aproape două ore de vorbă. Și că ai venit. Mulțumesc foarte mult, Silui pentru invitație. Și o să mai facem, negreșit. Și aștept să se deschidă locurile, să vine vara, eu vreau să mă mut la tine acolo. Mulțumim. Că na, el e bine. Se va întâmpla, se va întâmpla. Ok. Ha, mersi. Stima.